Bună ziua, stimați participanți! Continuăm lucrările conferinței științifico-practice internaționale, instruire prin cercetare pentru o societate prosperă, ediția 11-a. Salutăm cu drag participanții la secția Biodiversitate și Ecologie. Moderator sunt doctor conferențiar universitar Nedbaliuc Boris și doctor conferențiar universitar Viorica Coadă. În cadrul secției prezentăm rapoartele în conformitate cu programul. Fiecare raportor deci, prezintă comunicarea până la 10-15 minute, apoi urmează sesiunea de întrebări. Ne dorim o zi productivă în continuare, ne dorim ca să fiți activi. Primul raportor este Andronache Ion, doctor științe geografice, Universitatea din București. Titlul lucrării: utilizarea analizei fractale în conservarea biodiversității și în reconstrucția ecologică. Domnul Andronache, vă oferim cuvântul. Sormona, doar o secundă să șeruiesc prezentarea. Da. Doar o secundă. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnul Păzaru! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Domnul Andronache, vă reușește să faceți partajarea? Domnul Andronache. Îmi cer scuze că a apărut o deconectare. Da. O să șeruiesc. Îmi trebuie ecran. Și cred că se vede, da? Da. Perfect. Îmi cer scuze încă o dată pentru problema tehnică. Titlul prezentării mele este utilizarea analizei fractale în conservarea biodiversității și în reconstrucția ecologică. Eu sunt cercetător în domeniul analizei fractale la Universitatea din București, Centrul de Analiză Integrată și Management Teritorial. Lucrez în lumea asta fascinată a analizei fractale de vreo 25 de ani. Și acum aș dori să vă prezint cum am putea utiliza această metodologie în ca un suport pentru conservarea biodiversității și reconstrucție ecologice. Structura prezentării ca și structura materialului spre publicare, introducere, materiale, metode, unde există baza de date, metode și mijloacele utilizate, rezultate, discuții, concluzii și bibliografie. Bun.
În primul și în primul rând, atât conservarea biodiversității, cât și reconstrucția ecologică sunt două mari provocări ale lumii în care trăim în perioada aceasta și datorită acestui aspect sunt necesare adoptarea unor abordări inovatoare și eficiente. Nu doar analizele tradiționale cunoscute în momentul de față și utilizate pe scară largă, ci și metode care pot fi la prima vedere exotice, dar pot da rezultate deosebit de valoroase. În primul și în primul rând, știm cu toții că biodiversitatea este amenințată în mod semnificativ, atât de modificări antropice directe, cât și efectele schimbărilor climatice. Sunt foarte multe studii care indică că societatea noastră se află într-un punct critic în momentul de față. Plecând la acest context, analiza fractală poate, prin explorarea modelelor complexe, dar în același timp și analize la nivel de detaliu, fiindcă analiza fractală nu face altceva decât să analizeze la scală diferită, pornind de la premiza că partea întreagă este similară cu părțile sale componente, așa numitul principiu de omotetie internă, scuzați. Prin urmare, această analiză poate deveni relevantă în înțelegerea și gestionarea ecosistemelor, ținând cont de faptul că elementele biotice, dar și suportul biotopic al lor respectă această geometrie neuclidiană, geometria fractală. În primul și în primul rând, de ce ar fi utilă această analiză fractală? Pentru că studiile clasice prezintă o serie de limitări, mai ales acolo când se încearcă o înțelegere detaliată a modelelor spațiale și temporale, implicit în situația noastră și biodiversitatea și reconstrucția ecologică. În urmare, analiza fractală oferă o perspectivă unică prin ființa cuantificării detaliilor la nivel de multiscală, dar în același timp aduce și contribuții în caracterizarea complexității structurale, dar și texturale a ecosistemelor. Și, în final, în partea de introducere, această cercetare prezintă doar un fundament teoretic care poate oferi o perspectivă asupra atât a potențialul analizei fractale, cât și a modului în care aceasta poate fi utilizată. Zona de studiu, am ales două grupe carpatice din România, cu caracteristici total diferite în privința împădurilor, dar mai ales în privința defrișărilor efectuate aici. Și discutăm de grupa nordică, care, la fel ca și grupa centrală, are un grad foarte mare de defrișare, dar și pierderi naturale în același timp, și la polul opus, grupa Retezal-Godeanu, asemănătoare cu cea a Banatului, unde atât spurațele de pădure au rămas compacte, în mare parte, iar efectele antropice sunt limitate. Baza de date este baza Hansen, disponibilă la Universitatea din Maryland, dar este o bază globală, aceasta trebuie preprocesată utilizând tehnologii GIS, prin care determină ce numai de extragerea spurațelor împădurite, tricovorul din 2000 și defrișările din 2001-2002 până în 2022. În analiza aceasta m-am limitat la 2021, ca ultim an. Nu am analizat și ultimul an, datele fiind recente, după ce am finalizat materialul. În cadrul analizei fractale am abordat cele trei direcții ale ei, conform teoriei emise de Benoît Mandelbrot în secolul trecut, în perioada anilor 70-80. Analiza fractală prezintă trei mari direcții. Prima direcție ar fi dimensiunea fractală și ea la rândul său cu foarte multe metode de determinare a acesteia, precum box counting-ul, cea care este utilizată în prezentul studiu, dar și pyramid dimension, Minkowski dimension, correlation dimension, directional correlation dimension, fast Fourier transformation, fractal dimension și altele, ruler dimension, perimeter area.
dar și indicatori recenți, indicele fractale fragmentare sau indicele fractale fragmentare și dezordine, asta ar fi prima direcție, direcția de dimensiune fractală. A doua direcție este lacunaritatea. Iar la lacunaritate se urmărește, o să explic mai târziu, gradul de heterogenitate sau omogenitate a distribuției spațiale. Iar a treia direcție este sucolaritatea, legată foarte mult de teoria percolației. Bun. Revenind la, la aspecte generale, dimensiunea fractală indică cât de mult spațiu ocupă un obiect sau mai multe obiecte, în timp ce lacunaritatea măsoară această distribuție a spațiilor goale dintre ele, așa numitele lacune. O imagine este considerată mai lacunară cu cât lacunele sale sunt mai extinse, și asta însemna un grad mai mare de heterogenitate a distribuției spațiale. La polul opus, sucolaritatea, cum spuneam mai devreme, că cuantifică acest grad de percolație, foarte utilă în domeniul porozității. E o percolație virtuală într-o imagine. Imaginea este transformată în binar, în alb și negru. Prin negru poate circula acest lichid virtual pe cele patru direcții, sus, jos, jos, sus, dreapta, stânga, stânga, dreapta, până când întâlnește un obstacol pe care trebuie să o ocolească sau de care nu mai poate trece. Și se cuantifică cât de multă apă poate traversa această imagine pe cele patru direcții până când ea se oprește efectiv. Dacă imaginea este neagră complet, ea traversează complet. Dacă imaginea este albă complet, nu poate intra. În momentul în care prezintă tip labirint sau tablă de șah, atâta timp cât îi permite negru să continue curgerea, existând conectări între pixelii negri în condițiile noastre, obiectele care pot fi interconectate, pot fi păduri, pot fi zone defrișate, și până în momentul în care dă de o barieră continuă. Dincolo de care, chiar dacă există spații negre, ele nu mai sunt cuantificate pentru că nu mai poate pătrunde apa dincolo de aceasta. Cele trei metrici sunt complementare și ajută la o înțelegere mult mai bună a imaginilor care sunt analizate. Plus că foarte rar am întâlnit în experiență imagini care să aibă, două imagini, să spunem, să aibă aceeași dimensiune fractală și în același timp să aibă aceeași lacunaritate și aceeași sucolaritate. Bine, imaginile care sunt perfect albe, perfect negre, cu siguranță da. Dar cele care să aibă obiecte dispuse diferit, nu vă prezenta. Aici este și partea cea mai interesantă a acestui tip de analiză în trei direcții, pentru a înțelege și mai bine care este realitatea spațială pe care noi o analizăm. Își doresc să vedem cum a evoluat suprafața acoperită de pădure în grupa nordică în perioada 2000-2021. Observăm, o să mai dau o dată, cu negru este suprafața defrișată, cu alb este suprafața ocupată de pădure. O să revin imediat și o să vedeți că s-a pierdut destul de multă pădure. În segmentul acesta s-a însemnat, pe de o parte, modificarea asupra dimensiunii fractale, în același timp a lacunarității și a sucolarității. O să le vedem în grafice imediat. La polul opus, grupa Retezau Godeanu, dacă o să ne uităm la modelare, o să vedem că foarte puțin pixeli negri apar. În urmare, imaginea pare aproape aceeași de-a lungul timpului. O să observăm o stabilitate foarte bună a valorilor celor trei parametri analizați. În urmare, o diferențiere foarte bună de pattern. O secundă. Cer scuze. Iar ca să vedem diferența între cele două, în stânga avem grupa nordică, în dreapta grupa Retezau Godeanu, iar modelarea este în același timp. Se vede o diferențiere mare pentru grupa nordică, mult mai puțină pentru grupa retezată. Ca și rezultatele celor trei parametri,
nopții mai devreme, pentru că probabil teza, dimensiunea fractală box counting se păstrează aproape aceeași, o diferențiere de 0,02-0,03 extrem de mică, la fel stabilitate și pentru lacunaritatea. Este conform lui perfect, există mai multe metode de a determina lacunaritatea. Eu am preferat Gliding Box algoritm conform articolului Roy și perfect, dar există și alte forme de determinare, conform Carperian, Audrey sau conform Sengupta and Vinoy. La fel, aceea stabilitate și la scolaritate. Valorile scolarității în studiu sunt valori medii pe cele patru direcții. În schimb, pentru grupa nordică, aceste defrișări au determinat o scădere a dimensiunii fractale. Ce înseamnă lucrul ăsta? Scade gradul de acoperire. E normal, e vizibil imagistic, dar poate fi cuantificat foarte bine și comparat cu alte zone care există într-adevăr defrișări. Eu am ales două pattern-uri diametral opuse pentru a evidenția cu toții capacitatea metodei fractale de a identifica și a estima aceste modificări. La lacunaritate, ca urmare a defrișerilor în zona grupei nordice, asistăm la o creștere a heterogenității. Și creșterea heterogenității foarte accentuată în anii cu defrișări mari, cum ar fi 2007. Iar la scolaritate, asistăm la o scădere a valorii scolarității. Asta înseamnă că apar prin defrișare rupere de conectivitate între peticele de pădure. Apar deja petice de păduri izolate, petice care pot fi la un moment dat și să spunem, să aibă condiții prienice pentru a nu mai putea comunica speciile dintr-o zonă într-alta, favorabile negativ pentru noi. Ar însemna, la un moment dat, anumite blocaje în area lor de circulație, de migrație, în urmare, cu efecte posibile asupra numărului de indivizi, dar în același timp chiar și a biodiversității, unele dintre specii neputând să adapteze pe spații foarte înguste, având nevoie de un habitat mult mai extins. În urmare, noi am corelat într-un studiu anterior și cu populația de urși, cu colegii de la universitate și am observat că aceste fragmentări pot fi unele din cauze, pot fi una din cauzele ajungerii acestor urși în arealele umane. Ca și elemente de discuții, o să încerc să fiu mai pe scurt aici. Rezultatele obținute de aceste trei metrici fractale poate oferi acest suport în analiza biodiversității și chiar în procesul de reconstrucție ecologică, asta mă refer mai ales la scolaritate, pentru că putem interconecta virtual peticele rezultate în urma intervenției antropice pentru a recrea aceste culoare și de aici posibilitatea de interconectarea habitatelor mici către, generând prin clusterizare habitate mai mari care să permită speciilor să poată avea o zonă de acțiune, să spunem, propice existenței lor. Totodată, analiza fractală asupra suprafețelor ocupate cu pădure din cele două grupe analizate evidențiază schimbări de structură spațială ca urmare a defrișerilor. În urmare, datele acestea pot fi folosite în evaluarea impactului defrișărilor asupra biodiversității, dar și a funcțiilor ecosistemelor. Ceea ce am observat mai devreme, că scade gradul de umplere a spațiului de către păduri pentru grupa nordică, dar și în același timp scad și conectivitatea fragmentelor de pădure, numai defrișărilor, arată așa numitele pierderi de habitate, ceea ce generează o fragmentare a ecosistemelor. Rezultatele ar putea fi utile în planificarea și implementarea măsurilor de conservare a biodiversității și refacerea habitatelor. O altă problemă, analiza imaginilor satelitare și poate arăta tendințele de schimbare spațială ale pădurilor în timp, ceea ce poate oferi date critice pentru înțelegerea dinamicii acestor ecosisteme. Ideal e analiza pe o perioadă mai lungă de timp, însă
imagini care să fie la aceeași rezoluție și în același timp, același nivel de calitate, până în 2000, când Hansen a creat bază de date, nu a existat. În urmare, peste 20, 30, 40 de ani, la un studiu ar putea oferi informații mult mai utile privind dinamica spațială. Există și o limitare a cercetării. În general, la analiza fractală prezintă limitări. O primă limitare este dată de preprocesarea imaginilor. Dacă nu, binarizarea nu este făcută corect. Extragerea zonei de interes, cum ar fi, față și eliminarea oricărui element de neinteres, devenit background, dacă nu se face corespunzător, cu siguranță se alterează rezultatul final. Imaginea originală ar trebui să fie de cea mai bună calitate, în special TIFF, dar în același timp și imaginea satelitară să fie în regulă. Și alegerea algoritmilor. Nu alegem un algoritm care indică, să spunem, textura imaginii dacă noi avem imaginea alb-negru. Pentru că chiar dacă ne dă rezultate, nu sunt concludente. Sau nu alegem perimeter aria dacă vrem să determinăm distribuția unor puncte. Pentru că nu are cum să calculeze nici perimetrul, nici aria lor. În contextul acesta, alegerea unor algoritmi greșiți pot da rezultate interesante, dar neutile. Iar metoda nu poate fi utilizată doar în acest aspect, ci poate fi extinsă și pentru domeniul medicinei, biologiei, geologiei, dar și al pedologiei, de exemplu, pentru porositatea solului. Este destul de interesantă aplicarea socolarității pentru a identifica gradul de porositate pentru diverse orizonturi sau în același timp tipuri de sol din anumite teritorii sau teritorii diferite. Iar în concluzie, analiza fractală a spațiului ocupat cu pădure evidențiază schimbări semnificative în structura spațială a pădurilor dintre cele două grupe în perioada analizată, arătând că defrișările din grupa nordică a avut un impact destul de mare asupra gradului de umplere a spațiului, dar și a conectivității, în același timp și a dezordinii spațiale, față de grupa Retezat-Godeanu, unde acolo putem observa o relativă stabilitate, diferențierile dintre 2000 și 2021 din punct de vedere analizei fractale fiind foarte mici, aproape la nivelul unei erori de calcul. Iar această integrare a celor trei metrici ale analizei fractale pentru analiza structurilor ocupate de pădure oferă oportunitate de a evalua complexitatea și diversitatea acestor sisteme într-un mod mult mai cuprinzător. Monitorizarea și evaluarea schimbărilor spațiale și structurale pot dezvolta și implementa strategii eficiente pentru conservarea biodiversității și regenerarea habitatelor afectate de intervenția umană, iar în final, prin gestionarea durabilă a acestor resurse forestiere și promovarea unei abordări integrate, se poate contribui la protejarea și restabilirea echilibrului ecologic al ecosistemelor forestiere, chiar dacă presiunile antropice sunt din ce în ce într-o mai mare creștere. Bibliografia studiată. Și vă mulțumesc pentru atenție și aștept întrebările noastre. Da, și noi vă mulțumim. Da, ne dorim ca acele lacune negre să nu se extindă, da? Cu referire la gradul de acoperire. Știu, dar lucrul ăsta nu cred că va fi posibil curând dacă nu se vor lua niște decizii politice foarte ferme și aplicate foarte ferme. Da, să sperăm că vor fi aprobate. Aici este, pentru că vă pus un lucru, în 2006, din perioada până în 2006, această fragmentare a fost redusă la nivelul întregii regiuni a României, nu doar cele două grupe analizate. În anul 2006 are loc o schimbare legislativă în care permite, să spunem așa, o vindere mult mai ușoară a pădurilor de către persoanele cu terenuri reduse, obținute prin, să spunem, prin procesul de retrocedare. 7 hectare, 3-4 hectare. Și atunci au fost diverse
fie firme, fie persoane fizice care au cumpărat terenuri acoperite cu păduri într-o suprafață foarte mare și a trecut nestingerit la defrișarea acestora. De aceea, orice analiză făcută la nivelul României, anul 2007 este un an de boom, să spunem așa, defrișerilor. După care legislația a mai fost corectată, dar nici acum nu pot să spun că este pe deplin armonizată cu tot ceea ce trebuie. Da. Din păcate așa este. Dacă cineva dorește ca să adreseze întrebări, vă rugăm. De asemenea, puteți adresa și întrebările în chat. Okay. Deci, în cazul în care nu sunt întrebări, continuăm cu următoarea comunicare. Deci, domnul Andronache, vă mulțumim. Multă plăcere. Da, între timp, Carmen Vulpe, da? Dorește să adreseze întrebare, doamna Carmen? Da, vă rog. Doamna Carmen? Poate, doamna? Poate scris în chat cumva? Comandă, nu. Nu, nu este scris. Nu este. Atunci continuăm cu următoarea comunicare. Iar dacă sunt pe traseu întrebări, de-a lungul prezentărilor întrebări, cu mare plăcere voi fi aici și voi răspunde cu mare drag. Dar specific, este doar un studiu care poate ajuta în decizii. Nu este un studiu de biologie, dar este un studiu care poate identifica precis și foarte sigur gradul de fragmentare, gradul de conectivitate, gradul de dispunere spațială. Și aceste informații pot ajuta cu siguranță în luarea unor decizii, ce obțin ca elemente de suport. Da, da, ok. Da, mulțumim mult. Multă plăcere. Următoarea comunicare, vorbim de un grup de autori, Chiteală Roxana Delia, student, Marin Gheorghe Alexandru, student, Lungu Ionuț Iulian, doctor, profesor, Burle Ana Flavia, doctor, lector, Cioanca Oana, profesor universitar și tipul comunicării Lespedeza capitata, de la legumă la medicament. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc foarte mult! Cred că pot să dau share screen, dar cred că trebuie să-mi permiteți dumneavoastră, fiind organizatorii întâlnirii. Deci, nu, aveți acces liber. A, perfect, perfect, perfect. Gata, sper că se vede. Da. Bine. Noi suntem un grup de la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Farmacie din Iași. Și am decis să abordăm oarecum o specie care nu a fost până acum cercetată la noi și nici măcar la nivel global. Sunt foarte puține studii și am decis să abordăm această temă. Despre ce vom discuta și introducere, ce este aceasta. Lespedeza capitata este o plantă comună, ierboasă, din familia Fabaceae, cu flori tipă acestei familii, tip papilionate. Este nativă continentului nord-american, în special în partea de sud-est a Statelor Unite ale Americii. Este o plantă perenă, foarte bine cunoscută în acea parte, mai ales despre americanii nativi, pentru importanța ei ecologică și, desigur, pentru aspectul ornamental. De ce este această plantă atât de importantă oarecum? Pentru faptul că prezintă potențial farmaceutic, mai ales
pentru compuși de genul flavanoanele spedeza A, care a prezentat și este documentat în studii ca având proprietăți antioxidante și putând fi utilizată în combaterea stresului oxidativ și în cazul formării speciilor reactive de oxigen. Pe lângă aceasta, prezintă un profil fitochimic foarte diversificat, prin care include flavone, izoflavone, saponine și, desigur, toate acestea cu proprietățile lor particulare, antiinflamatorii, antimicrobiene și antitumorale, desigur. Pe lângă aceasta, prezintă, desigur, și utilizări medicale și sunt, cum am spus, puține studii, dar sunt din străinătate în ceea ce privește potențialul ei în, ca protector fotochimic. Aici avem planta și, din câte putem vedea, este o plantă chiar cu flori atrăgătoare și se explică oarecum și utilizarea ei ca plantă ornamentală și în partea dreaptă avem semințele. Materialul și metoda. Noi am achiziționat extractul de la o companie care vânzează la noi în țară și acest extract a trecut prin oarecum mai multe metode de caracterizare. În general am folosit trogafrie de lichide, LC combinată cu un spectrometru de masă, spectrofotometru de masă de rezoluție înaltă, MS. Identificarea compușilor s-a bazat pe software-ul Compound Discoverer și metoda utilizată a conținut acid formic și metanol, un gradient dintre cele două, în diferite concentrații timp de 20 de minute, extract fiind trecut printr-o coloană de tip Hypersil C18, menținută constant la 40 de grade Celsius. Compușii au trecut prin ionizare electrospray pe modul negativ, astfel încât să putem trece printr-o masă, printr-un range de masă de la 100 la 1500. Integrarea a avut loc cu ajutorul software-ului Compound Discover 3.2 cu picuri de la cel puțin 7.4. Și desigur totul a fost comparat cu datele din literatură. Ce rezultate am avut? Compușii analizați au compusul analiza, pardon, extractul a prezentat numeroși derivați de flavonoide, în special derivați ai vercetolului împreună cu acizi polifenolici, cum ar fi acidul clorogenic și acidul rozmarinic, pe care le-am trecut și mai jos. Pe lângă acestea, desigur, am identificat și glicozide ale flavonoidelor și taninuri condensate. Și aici avem structura pentru fiecare, acidul clorogenic, acidul rozmarinic, vercetorul și ceilalți doi compuși de după vercetol, cu rabnozida și cu arabinoza sunt glicozidele. Mai jos avem și chemferitrina, care nu a apărut, din păcate, în materialul nostru. În schimb, este trecut în literatură și m-am gândit că trebuie să-l trecem aici, pentru faptul că dezavantajul care apare oarecum în analiza extractelor din plante este faptul că compușii nu sunt destul de stabili și foarte greu să se comercializeze. Aici avem, desigur, cromatogramele de la cele două și dedesubt avem cromatogramele acidului rozmarinic și acidului clorogenic. Și după cum am menționat, studii înainte de 2005 sunt foarte puține, incomplete, desigur, și analiza s-a făcut prin metode rudimentare, astfel încât nu ne putem baza pe ele. Și aici avem puțin despre chemferitrina, acel glicozid al chemferolului. Este un flavonoid natural prezent în frunzele
de Lespedeza Capitata. Studiile dinainte au... Au avut documentat proprietățile hipoglicemice ale acestui compus în, desigur, în șobolanii de studiu. Pe lângă aceasta avem faptul că extractele au multe beneficii în sănătatea renală, printre care cresc diureza, reduc edemul, cresc desigur azotemia și albumineria, în timp ce promovează filtrarea renală și excreția produșilor azotați. Aceste efecte sunt atribuite în principal flavonoidelor din extract, care normalizează permeabilitatea capilarelor glomerulare fără pierderi semnificative de electroliți, astfel încât combinând lespedeza cu inhibitorii sistemului renina-angiotensină, oarecum primim, ne rezultă un efect renoprotectiv sinergic și cu potențial de dezvoltare, desigur, în domeniul insuficienței renale. Pe lângă aceasta, la fel, s-a identificat faptul că extractul este benefic în combaterea bolilor renale de la stadiul 5 până la 10 chiar. Pe lângă aceasta, revenim la activitatea antioxidantă, mai ales în cazul ionilor feroși implicați în generarea radicalilor de tip hidroxil. Alte specii de lespedeza, din acest gen, de exemplu lespedeza bicolor, s-a demonstrat că conțin oarecum un profil fitochimic asemănător, mai ales în părțile subterane, în rădăcini, și extractele din aceste părți au demonstrat o acțiune antioxidantă și mai mare față de extractele din părțile aeriene. Concluzii, desigur că studiul nostru reprezintă oarecum baza pentru ceea ce urmează să vină și să pentru un studiu cât mai profund și o cercetare pe cât mai multe părți, microbiologie și așa mai departe. Dar până acum, adică extractul analizat a prezentat un potențial și, desigur, datele din literatură, fie ele puține, arată faptul că sunt mai multe direcții de cercetare în care putem continua. Fie ele în industria farmaceutică, în medicină și așa mai departe. Și aici avem chiar flavonoidele din extracte pot fi utilizate la crearea diferitelor nanoparticule, fie ele în bioimaging, în chimioterapie, în terapie fototermică și lista continuă. Astfel încât aici avem, desigur, referințele noastre și dacă aveți întrebări, aștept e-mail-uri la adresa mea. Chiar da. Da, mă vă mulțumim pentru rezultatele frumoase obținute, da, și vă rugăm să adresați întrebări. Între timp, rugămintea mea este pentru ceilalți raportori ca să respectăm totuși managementul timpului. Da, în cazul în care nu sunt întrebări, da, vă mulțumim mult și vă dorim succes pe tărâmul cercetărilor științifice. Și următoarea. Da, cu drag. Următoarea comunicare, Chițan Raisa, cercetător științific, Ciochina Nina, doctor conferențiar cercetător, Tabără Maria.
doctor, Grădina Botanică Națională, Institut Alexandru Cibotaru, Republica Moldova, cu titlul comunicării Multiplicarea speciei Hydrangea aspera prin cultura in vitro. Dacă sunt grupul dat de autor, dacă sunt prezenți. Nu, da? Atunci vom merge cu următoarea. N-am văzut cineva dintre ei să se conecteze. Uh-huh. Poate vom reveni. Poate dacă ceva mai revenim. Da. Și în așa fel, eu vreau să anunț următorul raport care îl va face deci, doamna Viorica Coadă, doctor conferențiar universitar la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, care au lucrat împreună, deci un colectiv de profesori, împreună cu Tripăuțan Viorica, doctor în științe biologice, precum și cu Țigănaș Ana, asistent universitar. Deci tema referatului este unele aspecte privind rolul moluștelor în echilibrul ecosistemului acvatic. Da, mulțumesc, domnule Baliuc. Stimați participanți, permiteți-mi să prezint rezultatele obținute. Studiul componentelor faunistice și variabilitatea condițiilor de habitat reflectă caracteristicile habitatului. În ecosistemele acvatice, toate procesele de dezvoltare a comunităților de organisme menite să asigure ordinea structurală și funcțională sunt întrerupte sistematic de diverse perturbări. Moluștele din ecosistemele acvatice formează un sistem dinamic care, datorită sensibilității crescute, metodei de hrănire și caracteristicilor de reproducere, reacționează relativ rapid la schimbările condițiilor de mediu. Și acest lucru se exprimă în restructurarea structurii și schimbarea indicatorilor funcționale. Ca material de lucru, ca material de referință, s-a utilizat lista sistematică a moluștilor din Republica Moldova, deci o listă ce mi aparține, este un grup care îl studiez de peste 20 ani. De asemenea, documentul directivei Habitate, precum și registrul global al speciilor intervenente și invazive. Ca rezultate doresc ca să prezint deci, următoarea informație. Unele state europene în programul de monitorizare a mediului pentru a evalua integritatea ecosistemului au integrat eșantionarea de macronevertebrate bentice în sistemul său de monitorizare a ecosistemului acvatic. Zooplanctonul este inclus în sistemul național de monitorizare a apelor de suprafața Republicii Moldova în lista parametrilor hidrobiologici care urmează a fi monitorizați. Complexul malacologic al ecosistemelor acvatice din Republica Moldova este reprezentat prin 71 de specii, dintre care 45 specii gastropode și 26 specii de bivalve. Particularitățile hidrologice a bazinelor acvatice se regăsesc în unele particularități ale malacofaunei acvatice și anume tipul ecologic limnofil este dominant cu 73%, iar speciile reofile constituie 27%. Problema poluării cu metale grele este importantă în menținerea durabilității ecosistemelor și printre nevertebratele bentonice, anume moluștilor, le revine ponderea principală în procesul de antrenare a metalelor în circuit. De asemenea, moluștele joacă și un rol analizând deci componenta indicator al saprobității. Prin cea mai mare diversitate se caracterizează grupul indicatorilor speciilor de moluște din fauna țării ce aparțin zonei beta-mezosaprobe cu 90%, specii oliga-beta-mezosaprobe 6%, specii beta-alfa și specii alfa-beta-mezosaprobe câte 2%. Astfel observăm că pentru dezvoltare majoritatea speciilor necesită un mediu slab poluat. De asemenea, vorbeam despre faptul că moluștele joacă și un rol important în circuitul materiei. Astfel, conform studiului realizat de Filipenko,
a fost stabilit că pentru lacul de acumulare cu ciurgan, una din speciile de bivalve care o aveți în imagine, vorbim de Dreseina polimorfa, constituie hrana principală. Deci observăm că cam aproape 60% din masa conținutului intestinal, deci îi revine acestei specii și în special se consumă exemplare de dimensiuni mai mici, cele cu până la 14 mm. De asemenea, specia dată se regăsește și în conținutul intestinal a mai multor specii, cum ar fi tinca-tinca, rutilis hechele, lepomis gibosus. De asemenea, vorbim cu gastropozele acvatice, joacă și un rol important în dezvoltarea comunităților parazitare și aici larvele trematodului fasciola hepatica, el prezintă o specificitate față de anumite specii de moluște și din familia limneide, speciile care pot servi ca drept gazde intermediare și pentru fasciola hepatica, deci sunt următoarele specii care sunt prezente în fauna Republicii Moldova și vorbim de Galba truncatula, Limnea sagnalis, Radis auriculare, Radix peregra, Stagnicola palustris și în zonele cu condiții favorabile de trai a gastropodului dat, cu referire la Galba truncatula, deci fascioloza și dicrocelioza este depistată la 42-63% din ovine cu predominarea parazitismului cu fasciola hepatică, date realizate de un grup de autor, profesor Dumitru Ierhan, Chihai, Oleg, Gerasim, Elena. Problema speciilor invazive este în prezent una dintre cele mai importante pentru conservarea capitalului natural. Ecosistemele acvatice ale Nistrului Inferior, Prutului și Râului Mici din bazinul hidrografic al Dunării de pe teritoriul Republicii Moldova se referă la așa numitul coridor de sud al speciilor invazive și în registrul global al speciilor interveniente și invazive se regăsesc următoarele specii din malacofauna actuală a Republicii Moldova și vorbim de Gorbicula fluminea, Dreseina budens, Potamopyrgus antipodarum și Synodonta oadiana. Aici avem un aspect din lacul Beleu și vorbim despre specia Synodonta oadiana, specia sau specia chineză, o specie invazivă adusă prin anii 1990 pe continentul european, odată cu puietul de carp, care își reprezintă gazda de dezvoltare a stadiei larvare. Ea prezintă de fapt un succes evolutiv prin faptul că are o rată de creștere mult mai mare față de unionidele autohtone care se întâlnesc la noi, Republica Moldova. Ea este mult mai rezistentă la poluare și la hipoxie. Și vorbim de două specii, Synodonta oadiana și Gorbicula fluminea, care sunt specii concurente pentru bivalvele native, inclusiv și pentru cele din lista europeană Natura 2000 și aici ne referim la specia Uniocrassus. Așa. Și ca o concluzie generală, starea funcțională a malacofaunei acvatice reprezintă un indicator biologic al calității mediului și evidențiază necesitatea identificării unor noi metode de protecție, utilizare și valorificare rațională a resurselor biologice și vă mulțumesc pentru atenție. Noi de asemenea vă mulțumim pentru informația amplă adusă, Vascăși. Dacă sunt întrebări, rugăm să le adresați. Dacă nu sunt, vă dorim în continuare succes, deci în domeniul respectiv. Și acum trecem la următorul raport, care îl va face deci doctoranzii Drăguleasa Ionuț Adrian și Desculțu Grigore Micaela Iuliana, deci care sunt doctoranți la Departamentul de Geografie a Universității din Craiova. Bună ziua, mulțumesc pentru prezentare.
Sper că se vede prezentarea mea. Da. Ok, mulțumesc. Mă numesc Drăguleasa Ionuț Adrian. Împreună cu colega mea, Mihaela Iuliana Desculțu, am realizat pentru conferința de astăzi o prezentare care, din punctul meu de vedere, este de actualitate pentru destinațiile turistice din România, mai exact promovarea durabilă a destinațiilor turistice din România. În ceea ce privește cuprinsul lucrării, o mică introducere, metodologia cercetării, rezultatele și discuțiile, concluzii și bibliografia selectivă pentru consultarea studiului. În ceea ce privește introducerea, promovarea destinațiilor turistice se bazează pe așteptările și dorințele turiștilor care sunt îndeplinite atunci când se realizează legătura cu o imagine via unui obiectiv turistic în conștiința lor și în același timp aceștia experimentează feedback-ul emoțional. Fiecare dintre destinațiile turistice analizate în această cercetare reprezintă peisaje pitorești și zone de belvedere care se unifică într-un sistem peisagistic, floristic și faunistic pentru România. Îmi cer scuze că intervin. Folosiți opțiunea F5. Ok, că la mine este pe tot ecranul. Încerc să fac, o să oprec share screen-ul și să cerez din nou. Este ok? Încercați să vedem dacă rulează slide-urile. Nu este varianta mărită. Dați click pe slide și atunci ele vor derula. În speranță. Nu se derulează? Nu. Ok. Nu înțeleg de ce că la mine funcționează. Mai încerc încă o dată. Ok, acum e mai bine. Da. Este ok? Da, e ok. Ok, mulțumesc mult. După cum spuneam, promovarea destinațiilor turistice se bazează pe așteptările și dorințele turiștilor care sunt îndeplinite atunci când se realizează legătura cu imaginea via unui obiectiv turistic în conștiința lor și în același timp aceștia experimentează feedback-ul emoțional. Fiecare dintre destinațiile turistice analizate în această cercetare sunt peisaje pitorești și zone de belvedere care se unifică într-un sistem peisagistic, floristic și faunistic. Ceea ce, din punct de vedere al vizitatorului sau al turistului, alegerea unei destinații turistice este determinată de următoarele caracteristici: atracțiile turistice, satisfacția anterioară față de o destinație spectaculoasă, dorințele și nevoile turistului, imaginea destinației turistice, distanța față de casă, interacțiunile între vizitator și comunitatea locală și, în final, bugetul turistului. O mai bună cunoaștere, înțelegere și distribuția locației geografice a destinațiilor turistice din România poate fi realizată folosind sistemele de informații geografice GIS, care sunt utilizate pe scară largă pentru a analiza, edita și vizualiza date geografice. În ceea ce privește metodologia, zona de studiu, România, după cum am spus și anterior, este cea mai mare țară din sud-estul Europei. De asemenea, după cum se poate observa în figura numărul 1, aceasta este situată în Europa Centrală, ocupa astfel locul 13 în Europa în ceea ce privește cele mai mari țări, acoperind aproximativ 4,8% din suprafața continentului și este a 80-a țară ca mărime de pe glob.
În primul rând, au fost analizate cercetări anterioare privind destinațiile turistice din România. Pentru aceasta au fost explorate bazele de date Google Scholar și Web of Science, utilizând drept cuvinte cheie principale promovarea turistică și destinațiile turistice. În al doilea rând, etapa de documentare științifică a constat în utilizarea surselor pentru pregătirea și analizarea necesară a cercetării. Acest studiu a folosit date secundare colectate de la Institutul Național de Statistică al României. Pe baza datelor secundare au fost realizate diverse grafice folosind metoda statistică descriptivă. Astfel, s-a analizat numărul de sosiri turistice pentru români și străini pe specificul dezvoltării și promovării destinațiilor turistice din România. Ca și rezultate și discuții. Ce reprezintă o destinație turistică? Aceasta este un spațiu geografic bine delimitat în care un turist se oprește fie pentru una sau mai multe nopți de cazare în cadrul structurilor de primire turistică. Acestea reprezintă hoteluri, moteluri, pensiuni turistice, vile turistice, cabane turistice, pensiuni agroturistice și așa mai departe. Fie pentru o perioadă scurtă de timp, indiferent dacă călătoresc în scopuri turistice sau de afaceri. Ca urmare, putem aprecia faptul că o destinație turistică cuprinde două elemente semnificative din punct de vedere al dezvoltării și promovării turismului pentru oricare altă destinație turistică. După cum se poate observa în figura numărul 2, destinația turistică în alcătuirea sa avem două elemente, atracțiile turistice, dar și facilitățile turistice. În ceea ce privește analiza sosirilor turistice și prezentarea destinațiilor turistice din România. În mod remarcabil, în România, mai multe destinații turistice, conform INS, accesat în anul 2024, au cunoscut o revitalizare impresionantă a sosirilor de turiști naționali, adică cei români. Imediat după ridicarea tuturor restricțiilor de distanțare socială, astfel o creștere a numărului de sosiri turistice, după cum se poate observa în figura numărul 3, comparativ cu perioada 2020-2021, caracterizată de răspândirea virusului contagios SARS-CoV-2 sau COVID-19, această creștere a numărului de sosiri turistice a fost observată în stațiunile balneare, stațiuni din zona montană, București și orașe de reședință de județ, exclusiv în Tulcea, precum și alte localități și trasee turistice din România. În ceea ce privește sosirile turiștilor străini pentru destinațiile turistice din România, după cum se poate observa în figura numărul 4, pentru perioada analizată 2018-2022. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în anul 2018, mai exact în București și orașele reședință de județ, excluzând Tulcea. În anii următori s-a înregistrat o tendință descendentă în 2019-2020. În ceea ce privește destinațiile sau obiectivele turistice din România, după cum se poate observa în figura numărul 5, complexitatea și diversitatea acestora este una foarte mare, de la un areal geografic, să spunem așa, de la câmpie spre zona montană. Astfel, am luat eu ca și exemplu stațiunile balneoclimatice din România, care au o importanță majoră pentru turismul de tratament și agrement, sau după cum mai este găsit în literatura de specialitate turismul balnear, avem Băile Felix, Buziaș, Băile Olănești, Băile Govora, Slănii Prahova, Amara, Băile Tujnat, Slănii Moldova, Suvata, Praid, Borțec și multe altele. De asemenea, delta Dunării, aceasta este considerată a fi cea mai mare delta fluvială pentru conservarea biodiversității florei și faunei din Europa. Totodată, lanțul carpatic românesc reprezintă cel mai favorabil spațiu geografic pentru a se angaja într-o gamă variată de activități turistice, precum ecoturismul ce se practică în parcurile naționale și naturale. De asemenea, drumeții în masivul Bucegi, turismul rural în satele tradiționale care promovează autenticitatea și tradițiile, de asemenea, excursii off-road prin Valea Jiului, pelerinaje în nordul Moldovei și, de asemenea, în județul Vâlcea, mai exact în partea de nord a acestuia. De asemenea, am propus inițiativa de implementare a Ghidului Național pentru sprijinirea și promovarea turismului în România. Programele de promovare a destinațiilor turistice din România
ar trebui să aibă în vedere două obiective strategice majore. Mai exact, prezentarea obiectivelor turistice din interiorul destinațiilor sau stațiunilor turistice în cel mai atractiv mod și totodată consolidarea unui bune notorietăți pentru serviciile turistice din cadrul acestor stațiuni turistice. Astfel, obiectivele strategice privind promovarea destinațiilor turistice din România pe piața internațională ar trebui implementate printr-un ghid național de sprijinire și promovarea turismului românesc, care să cuprindă acțiuni sau activități concrete pentru potențialul turiști, populație locală, totodată pentru instituțiile statului. Acest ghid va fi revizuit și adaptat periodic, odată la 2 ani, și va cuprinde evaluări ale tendințelor cererii turistice pentru destinațiile turistice din România, analize ale serviciilor și produselor turistice oferite, identificarea de noi produse servicii adaptate nevoilor turiștilor, verificarea activităților desfășurate la centrele de informare și promovarea turismului, totodată la birourile de informare turistică, dezvoltarea unei baze de date cu obiectivele turistice din România, identificarea atracțiilor secundare pentru turismul durabil, mai exact Olăritul, Țesut, ateliere de vopsitou. Conceperea unui calendar cuprinzând festivalurile și târgurile care se organizează în cadrul destinațiilor turistice din România. Și totodată realizarea de rețele urban polarizate, de expoziții cu vânzarea de produse exclusiv tradiționale sau ecologice și de asemenea investigații al impactului pe care aplicarea ghidului propus îl va avea asupra piețelor turistice, interne sau internaționale, de exemplu fluxurile de turiști naționali sau internaționali, cheltuielile de promovare și veniturile din turism. Ca și concluzii, această lucrare de cercetare poate fi construită cu noi perspective și oportunități, de exemplu promovarea formelor de turism care se pot practica în cadrul destinațiilor turistice, cum am dat ca și exemplu anterior, ecoturismul care se practică în parcurile naționale și naturale din România. De asemenea, promovarea excursiilor ghidate, promovarea obiectivelor și punctelor de vedere punctelor turistice, precum și activități educaționale, festivaluri, tradiții și expoziții, care oferă turiștilor posibilitatea de a afla mai multe despre aceste activități turistice. De asemenea, ca și direcții viitoare de cercetare, echipei noastre se vor concentra pe aprofundarea cercetării asupra stațiunilor din zonele montane, de coastă și balneare, precum și din orașele reședință de județ. A doua direcție de cercetare se va concentra pe aplicarea unui chestionar legat de activitățile integrate de comunicare de marketing în vederea îmbunătățirii stațiunilor turistice din punct de vedere turistic pe piața internațională. De asemenea, principalele metode de promovare durabilă a acestor destinații turistice din România sunt pliante, broșuri, publicitate în presă scrisă, site-uri web specializate, publicitate la TV, agenții de turism, târguri de turism și centre de informare turistică. Bibliografia consultativă pentru acest studiu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Da, și noi vă mulțumim mult. Dacă sunt întrebări, vă rugăm să le adresați. Eu totuși revin la rugămintea mea de ca să respectăm managementul timpului, pentru că avem un program destul de voluminos. Deci anunțăm următorul raport. Deci următorul raport, deci Munteanu Ion, doctorant, cercetător științific, laboratorul optica cuantică a Institutului de Fizică Aplicată, cu tema procedura de inactivare a patogenilor pentru dezinfecția și protecția suprafeței implantului. Domnul Munteanu. Da, bună ziua tuturor. Mă numesc Munteanu Ion. Sunt student doctorant în cadrul Universității de Stat. Totodată sunt cercetător științific în cadrul Institutului de Fizică Aplicată, la fel la Universității de Stat, în cadrul Universității de Stat. Se vede totul, da? Da, da. Eu nu-mi dau seama ce e în partea cealaltă.
Bun. Tema care e încercat să o discut astăzi este procedura de inactivare a patogenilor pentru dezinfecție și protecția suprafeței implantului. În această lucrare voi încerca să abordez câteva aspecte legate de decontaminarea suprafețelor implanturilor, și anume, o mică introducere. Se va cerceta acțiunea radiațiilor ultraviolete C pentru inactivarea patogenilor. Se va pune accent pe metode noi de canalizare a radiațiilor UVC prin metamateriale, studierea a noi posibilități de împachetare a metamaterialelor în scopul dezinfectării zonei afectate a suprafeții implantului. Și voi încheia cu concluzii pe marginea acestei prezentări. Utilizarea de pe scară largă tratamentului cu implant și dezvoltarea de noi metode de implementare deschide noi posibilități de decontaminare și aderență suprafeții implantului la țesutul organic. Se cercetează setul de efecte moderne la interacțiunea biomoleculară a radiațiilor cu corpul uman în vederea aplicării lor în bioinformatică și medicina modernă. Ca soluții, ne propunem folosirea sistemului optic, adică, astfel zis, setul de structuri optice periodice în implanturile moderne pentru a trata infecția de pe suprafața formată la interfața dintre implant și țesutul celular în procesul de slabă aderență. Sfere de cuarț, după cum se vede pe imagine în partea stângă, și fibre din cuarț în partea dreaptă, aranjate într-un mod regulat, în cazul de față, în mod hexagonal. Aceste structuri optice periodice, cum ar fi setul de fibre sau sfere aranjate în mod regulat, care sunt depuse pe suprafața implantului, pot fi utilizate ca un volum mare de dispersie sub radiația UVC, ultravioletă de tip C, pentru a trata infecția la suprafața dintre implant și tesut de adeziune. Acest tip de structură optică periodică îmbunătățește aderența implantului la țesutul uman și stimulează creșterea celulară între elemente și implant. Agenții patogeni de obicei sunt numiți un grup de microorganisme precum virusii, bacteriile, paraziții, ciupercile, existând în diferite medii precum apă, aer, suprafețe, care pot provoca diverse boli umane cu diferite forme clinice, cu riscul și complicații sau chiar deces. În imaginile din figura 1 este prezentată observarea microscopică a microorganismelor la diferite intervale de timp obținute în laborator, laboratorul nostru chiar, este vorba de drojdie de pâine. Radiațiile ultraviolete au fost folosite de zeci de ani pentru a dezinfecta instituțiile medicale și nu numai, și pentru a reduce răspândirea bolilor infecțioase din aer. Un model de acest gen este prezentat în imaginea de față. Apoi nu este surprinzător faptul că lumina ultravioletă de tip C, cunoscută sub numele UVC sau ultraviolet C, face parte din domeniul 200-280 de nanometri. Recent a câștigat o deosebită valoare ca măsură de control promițătoare pentru a reduce transmiterea virusurilor. Să luăm chiar cazul SARS-CoV-2, virusul care a provocat pandemia COVID-19. Multe investigații au arătat că radiațiile UVC sunt foarte eficiente în inactivarea acestui tip de virus SARS-CoV-2. Prin urmare, acest tip de radiații poate fi folosit ca un dezinfectant eficient, dar trebuie manipulat corect, repet, corect, pentru a evita afectarea pielii și a ochilor. Mai departe, pentru a înțelege mecanismele de dezinfectare a agenților patogeni cu ajutorul luminii ultraviolete, este necesar mai întâi să fim familiarizați cu structura ADN-ului și RNA-ului, deoarece acestea joacă roluri cheie în minim două aspecte: sinteza proteinelor și replicarea cromozomilor. Atât ADN cât și RNA sunt ambii acizi nucleici, totodată ei sunt elemente fundamentale ale vieții și sunt responsabili de reproducere și de definirea naturii vieții. Gama de radiații ultraviolete sunt deosebit de dăunătoare pentru celule, deoarece sunt absorbite anume de acești acizi nucleici, iar eficacitatea germicidă a UVC-ului
atinge vârfurile aproximativ, dacă ne uităm în figura 2A, 260-265 de nanometri, ceea ce corespunde vârfului absorbției ultraviolet de către ADN-ul bacterian. Totodată, dacă îmi face o aprofundare, ne-am uitat că pentru diferite componente a ADN-ului, spre exemplu, citozina are un pic de absorpție diferit de adenină, diferit de timină și diferit de guanină. Dar în linii generale, cum am spus anterior, vârfurile sau vârful absorpției UVC de către ADN-ul bacterian este de 260-265 de nanometri. Iradierea germicidă dăunează ADN-ului virusului și bacteriilor, făcând incapabil de replicare. În figura 2, dacă atragem atenție, avem ilustrat structura ADN-ului până la decontaminare și după decontaminare și vedem formarea dimerilor TT, timină-timină, urmare a acțiunii radiației ultraviolete. Se propun materiale care au la bază structuri optice periodice, precum fibrele, sferele, am spus mai devreme, și cioburi de cuarț, toate sunt reprezentate în această ilustrație. A, avem chiar însăși aparatul confecționat în laborator, este vorba de un tub în interiorul căruia sunt introduse 6 lămpi de ultraviolete, iar în mijlocul acestor lămpi se introduce materie de studiat. În cazul B, avem dispersia radiațiilor UVC prin fibre optice de bile de cuarț și în cazul C, cioburile de cuarț. Apare noțiunea de zonă de evanescență, care se formează în jurul suprafeței sferilor. Dacă atrageți atenție la figura 4A, în jurul sferii e scris cu roșu zona de evanescență. Patogenii sunt atrași în această zonă de evanescență, urmare a procesului de captare optică conform conceptului lui Arthur Ashkin, laureat al Premiului Nobel pentru fizică în 2018. Pinseta optică se mai numește acest efect. În imaginea din figura 4B, la fel este zona de evanescență, numai că pentru fibre. Urmarea câmpului evanescent creat în jurul fibrelor, figura 5A, se pune problema creierii unor metamateriale prin diferite feluri de împachetări, pentru o sporită eficiență de contaminări cu ajutorul radiațiilor UVC. Aceste împachetări nu sunt întâmplătoare, ele toate sunt luate din natura vie, adică din forma capsidilor virusurilor. Și deja se vede, în cazul avem reprezentarea schematică câmpului de evanescență pentru un metamaterial, suprafață de contaminare optimă prin zona de evanescență, folosind pachet cuboid dreptunghiular și triunghiular pentru ce fibre și materiale sferice greșie. Dar este un neajuns. Se observă că rămâne spațiu liber între bile sau fibre prea mare, unde câmpul evanescent lipsește, poate să lipsească. Deci se propune din plut acest spațiu cu bile sau fibre de diametri mai mici. Dacă ne uităm la figura 6, avem bilele albastre, iar printre bilele albastre sunt introduse bilele roșii. Și dacă mai rămâne spațiu liber cu alb, să mai introduc și alte biluțe de dimensiuni comisurabile, adică care să încape strict acolo, pentru a mări această zonă de evanescență și a crește eficacitatea. Se observă, după cum am spus, că se observă spațiu liber între bile și fibre. Toate aceste tipuri de metamaterial sunt propuse ca fiind utilizate la suprafața implanturilor. Și avem în figura 7 mai multe tipuri de imagini. Cazul A, 7A, fenomenul de dispersie radiațiilor, adică cum dispersează lumina în aceste tipuri de metamateriale propuse. Fenomenul de dispersie radiațiilor ultraviolete, set de microfibre bile asupra implantului dentar și totodată ne propunem că pentru implantul dentar să folosim așa un fel de mecanism de introducere radiației ultraviolete în interiorul implantului sau la suprafața dintre implant și țesutul celular. În cazul C avem o ilustrație mai bine aranjată și
se vede cum cu ajutorul acestei periuțe radiația ultravioletă ce pătrunde în interiorul implantului, prin intermediul acestor structuri optice periodice, radiația este dispersată între la suprafața dintre țesut și implant și astfel are loc inactivarea, să spunem, patogenilor care au apărut în acest mediu. Ca concluzii, în această lucrare s-a studiat posibilitatea de a capta virusii și bacteriile, după care este posibilă decontaminarea eficientă cu ajutorul radiațiilor UVC. S-a propus o metodă de decontaminare folosind structuri optice periodice formate din microsfere și structuri cu fibre optice cu diverse geometrii. Este demonstrat că folosind metamaterialele, precum setul de structuri optice periodice, avem un câștig substanțial în suprafața de contact de decontaminare între țesutul organic și implant. Și cu toate acestea, vă mulțumesc foarte frumos pentru atenție. Și noi vă mulțumim. Întrebări, dacă sunt. Domnul Mundeanu, dacă îmi permiteți, care ar fi avantajele utilizării acestei proceduri? Avantajele ar fi ca să nu se administreze preparate atât chimic, eu știu, de natură chimică ca pastile, dar cu ajutorul radiații ultraviolete să fie posibilă inactivarea acestor patogeni care pot apărea la suprafața dintre țesut și implant. Și cum credeți, cât de deschiși sunt medicii stomatologi ca să poată utiliza în perspectivă această procedură? Totodată se mai pune problema adeziunii sau aderenței a țesutului celular față de implant. Odată ce aceste structuri optice periodice care le propunem noi au un caracter sau o structură poroasă. Iar aceasta este foarte benefic pentru ca să existe o legătură foarte strânsă între țesutul uman și acest implant. Cum medicii, suntem la etapa de procedeu, adică nu avem nimic pus pe masă. De fapt avem, dar la dimensiuni mult mai mari, dar ca să ne coborâm la nivelul micronilor, este complicat. Necesită tehnici speciale care până când le studiem. Ok, da, vă mulțumim mult și succes în continuare. Mulțumesc și eu foarte frumos. Dacă mai sunt întrebări, bine, continuăm cu următorul raport, autori Nedbaliuk Boris, Nedbaliuk Rodica, Grigorcea Sofia Chiriac, Eugenia, titlul comunicării Diversitatea algoflorii bentonice a râului Bâc din zona orașului Chișinău. Domnule Baliuc, vă oferim cuvântul. Între timp, rugămintea aș avea, după prezentarea raportului domnului Ned Baliuc, v-aș ruga ca să conectăm camerele pentru a face o captură de ecran. Vă mulțumesc mult. Deci după acest raport. Da, doamna, poate spuneți-mi, vă rog, dacă sunt auzit și se vede ecranul bine. Da, e bine. Da. Deci, diversitatea algoflorii bentonice a râului Bâc din zona orașului Chișinău. Râul Bâc reprezintă unul din principalii afluenți ai fluviului Nistru. Izvorul râului se află în apropierea satului Temeliuț din raionul Călăraș și se varsă în fluviul Nistru, lângă satul Gura Bâcului. Pe sectorul râului se traversează orașul Chișinău, volumul scurgerii crește pe contul apelor reziduale și comunale ale acestui oraș. În rezultatul acesta, deci în bazinul râului, au fost construite numeroase iazuri, fiind înămolite și parțial acoperite cu vegetație hidrofilă. Pe cursul râului se află și lacul de acumulare Ghidighici, de care depinde debitul lui la intrarea în orașul Chișinău. În condițiile unor concentrații mari de nutrienți și a temperaturilor sporite,
iată, unele specii de alge, unele monere și protiste autotrofe din genurile Anabena, Afanizomenon, Mosilatoria și altele, se înmulțesc foarte rapid și pot provoca fenomenul înflorirea apei. Populațiile de alge reacționează rapid la modificările componenții chimice ale mediului acvatic, de aceea multe specii servesc ca buni indicatori ai nivelului de poluare organică a apei. Diversarea permanentă a apelor reziduale în râul Bâc de pe terenurile adiacente contribuie la degradarea componenței specifice algoflorii și ca rezultat se dezvoltă specii de alge rezistente la diversi poluanți organici și anorganici care sunt dizolvați în apă. În zona litorală a râului, precum și pe diverse substraturi, se dezvoltă abundent alge din genurile Cladophora, Oidogonium, Entomorpha, Stygiocum și altele, care formează o biomasă de până la 2-3 kg la metru pătrat. Iar printre filamentele acestora se dezvoltă o bogată floră algală, atât bentonică cât și periftonică. În urma investigațiilor au fost evidențiate 250 de specii și varietăți de alge, dintre care, după cum se vede din figura 2, cianoprocariotelor le revine 51, de specii bacilariofitelor 104, xantofitelor 3, dinofitele au fost evidențiate 3 specii, clorofita, filomoclorofita cu 72 de specii și euglenofita cu 19 specii. Majoritatea acestor specii de alge fac parte din grupul de alge oligohalobe, însă tot mai evident devine, iată, cu timpul rolul speciilor halofile, cum ar fi Microcystis eruginosa, iată, se vede din imaginea postată pe acest slide, Melozira varians, Navicula confervacea, precum și unele alge mezohalobe, cum ar fi Anabena variabilis, Bacillaria paradoxa, Sinedra tabulata, iată din imaginile postate. Studiind probele de alge, a fost identificate o specie bacilariofite, care nu este caracteristică bazinelor acvatice ale Republicii Moldova. Aceasta este Pleurozira levis, care de obicei se întâlnește în zonele sublitorale ale mărilor, precum și în delta fluviilor, unde nivelul de salinitate este destul de sporit, deci se variază de la 0,5 până la 30 promili. În râul Bâc a fost evidențiată această specie pe substraturi submerse, precum și pe suprafața mărului, preponderent în perioada caldă a anului. Reprezintă o algă colonială cu cerulele mari, după cum se vede și din imaginea din figura numărul 5, deci cerulele ating la 150-200 de micrometri, care au aspect de cilindru și care formează lanțuri zigzag și cu pereții puternic silificați. Această specie a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova din Marea Neagră, probabil prin intermediul păsărilor acvatice. Iată, în râul Bâc, această specie are condiții favorabile pentru dezvoltare, fiind determinate de sporirea salinității apei, fiind depistată mai cu seamă, după cum am spus, în lunile calde, în iulie-septembrie, pe fondal de creșterea temperaturii apei și a sporirii procesului de evaporare a apei, precum și atunci când este lipsă de precipitații atmosferice. Considerăm această specie ca invazivă, ușor acomodându-se la condițiile noi de viață. Prezența acesteia pe teritoriul Republicii Moldova ar trebui să ne alarmeze. În plan sezonier, în dezvoltarea comunităților algale, se observă o anumită legitate, adică în timpul rece al anului, în comunitățile bentonice ale râului, se înregistrează preponderent specii de bacilariofite, iar primăvara, odată cu sporirea temperaturii apei, încep dezvoltarea clorofitele, dinofitele și xantofitele. În timpul cald al anului, în comunitățile algale din apa râului,
se întâlnesc piecii din toate filumurile prezentate. Deci, după numărul de specii și varietăți de algi evidențiate, atât în microfitobentos, cât și în perifitonul râului Bâc, prevalează totuși specii de bacilariofite, care reprezintă niște protiste autotrofe, monocelulare sau coloniale. Structura celulei și a coloniilor este foarte diversă. Se deosebesc de speciile de alte alge din alte filumuri prin culoarea galbenă, brună, gălbuie a cromatoforilor, care este determinată de prezența pigmenților respectivi, și anume a clorofilei A și C, a carotenoidelor și a xantofilelor, mai cu seamă a fucoxantinei. Iată, le vedem acestea și în imaginea postată din figura 2, sunt bacilariofite, preponderent este vorba de navicula, navicula radioza. Le mai este caracteristica acestora prezența în celulă a unui înveliș silicios, care se numește carapace și care este format din două teci, hipoteca și hepiteca. Frecvente în bentos și perifitonul râului s-au dobit a fi speciile din genurile Cimbela, Gonfonema, Navicula, Mitsia, Diatoma și altele, care se dezvoltă mai abundent în perioada rece a anului, când reprezentanți din alte filumuri practic nu se dezvoltă. Din filumul Chlorophyta au fost evidențiate 73 de specii, sunt niște protiste autotrofe monocelulare, pluricelulare, coloniale, care au structura talului monadă, cocoidă, trihală, chitrotrihală, sifonocladală și altele, au culoarea talului verde deschisă datorită prezenței pigmenților clorofilieni A și B, precum și a carotenoidelor și xantofilelor. Numeroase în specii s-au dobit a fi familiile Scenidesmatacee, deci cu 11 specii, și Chlorococacee, care include 6 specii. Majoritatea acestora sunt componenți ai fitoplanctonului. Totodată, frecvente în bentos și perifiton s-au evidențiat specii din genurile Edogonium, Stygioclonium, Holotrix și altele. Conjugatoficeile din filumul algelor verzi se caracterizează prin reproducerea sexuată de tipul conjugare, după cum se vede și în figura 11, iată, e vorba de Chlorophyta zignema, și taman am fotografiat-o în momentul când decurgea acest proces, procesul de mulțire, conjugarea. Se întâlnesc frecvent atât în bentos cât și în planctonul râului Bâc. Au fost evidențiate 3 genuri, și anume Mojoția, Sperugira și Zignema, care formează aglomerări la suprafața apei, mai ales printre desișurile de plante superioare acvatice. Din cianoprocariote au fost evidențiate 51 de specii. Acestea reprezintă un grup de moniere autotrofe care dispun de o capacitate de adaptare sporită la factorii mediului, ceea ce le conferă o largă răspândire, fiind frecvente atât în comunitățile de organisme acvatice, cât și în cele edafice. Unele specii au capacitatea de azotfixare. În rezultatul activității vitale, ele produc diverse substanțe biologic active, ce pot fi utilizate cu succes în fitotehnie, în calitate de stimulator de creștere, precum și în fertilizarea solurilor. În sectorul zootehnic, de asemenea, pot fi utilizate ca aditiv furajeri la creșterea animalelor, precum și în industria farmaceutică. Cea mai numeroasă în taxoni s-a dobit a fi familia Oscillatoriaceae, care include 27 de specii. Cantitativ, dintre acestea s-au dobit a fi speciile din genurile Oscillatoria și speciile din genul Formidium. Cu un număr mare de specii s-au prezentat și filumul Euglenophyta, deci 19 taxoni. Majoritatea acestora aparțin genurilor Euglena, Facus și Tracheromonas. Euglenophytele împreună cu cianobacteriile formează pe suprafața mărului
aproximativ la adâncimea de 10-20 cm colonii mari, mucilaginoase. Fragmente de asemenea colonii sunt scoase de curenții de apă de pe suprafața mărului și se întâlnesc printre, mai ales printre desișurile de plante acvatice, mai ales printre desișurile de stuf. Din xantofite mai frecvent a fost evidențiată tribonema, iată tribonema viridii, care o vedem aici în această imagine. Pe fondalul sporirii nivelului de poluare a apei, râului Bâc se atestă o scădere a indicelor calitativ și cantitativ ai algelor oligosaprobe, precum și cele beta-mezosaprobe, cu sporirea efectivului de specii din grupele de saprobitate sporite, și anume de alfa-mezosaprobe și poli-alfa-mezosaprobe. Valorile indicelor saprobe când de cursul anului variază, iată, în amonte de orașul Chișinău, deci el este în jur de 2,1, iar în aval de oraș se ridică până la 2,8-3,1. Acești indici ne caracterizează apa ca fiind de clasa a 3-a și periodic de clasa a 4-a. Deci ca concluzii, concluzia așa generală, că în aval de orașul Chișinău, unde apa este poluată, efectivul numeric al comunităților algale este de 2-3 ori mai redus decât în amonte. A fost înregistrată creșterea efectivului speciilor de alge alfa-mezosaprobe și polisaprobe pe parcursul întregului an. Și vă mulțumesc pentru atenție. Da, și noi vă mulțumim, da, cu părere de rău, totuși problema poluării râurilor mici în Republica Moldova este una actuală. Aici da. Se referă și râul Bâc, care la izvor apa este folosită în alimentație de către populația din satul Temeliuț, iar deja după Chișinău, naval de Chișinău devine o bombă ecologică. Da, mulțumim, domnule Baliuc. Dacă sunt întrebări, vă rog să le adresați. Între timp, eu revin la rugămintea mea de a conecta camerele. Domnule Baliuc, ieșiți din partajare. Da, chiar acum. Și rog, cei prezenți, suntem 105 la număr, să conectăm camerele pentru o fotografie de grup. Așa. Da, vă mulțumesc mult. Și continuăm cu următorul raport. Domnul Pânzaru Pavel, doctor conferențiar cercetător, Cantimir Valentina, doctor conferențiar cercetător de la Grădina Botanică Națională Institut Alexandru Cibotaru, titlul comunicării Asociația Petasintetum Hybridi în vegetația Republicii Moldova. Domnul Pânzaru, vă oferim microfonul. Evident. Acuși ne conectăm. Da. Următoarea comunicare se pregătește Savin Irina Izabela. Pe discotop. Domnul Pânzaru, în bara de jos este prezentarea dumneavoastră pe PPT. Accesați.
Se vede? Nu s-a partajat. Se vede ecranul dumneavoastră, dar nu lucrarea domnului Pânzaru. Acușa, acușa. Cerem scuze, acușa. Și... Vă rog să dați cuvântul la următorul până ce noi ne clarificăm. Văd când. Ok, domnul Pânzaru, dacă nu îmi transmiteți mie în poștă electronică și voi face eu partajare. Bine. Adică... Bine. Deci atunci următorul raportor, Savin Irina Izabela. Doctor, inginer, profesor de la Colegiul Tehnic Ioan Ștefănescu Iași, România. Titlul comunicării: protecția mediului, componentă principală în educarea elevilor în spiritul secolului 21. Vă oferim cuvântul, domnul Savin. Doamna Savin, Irina Izabela. Sunteți cu noi? Bine, vom reveni pe parcurs. Atunci, Sfecle Victor, doctorant, Universitatea de Stat din Moldova. Titlu comunicării: corologia unor plante vasculare rare din rezervația peisagistică Dobrușa. Victor, Sfecle, sunteți cu noi? Bună ziua! Bună ziua! Da, desigur, imediat. În cuvântul. Sper că am reușit. Da, e bine, se vede. Bună ziua! După cum m-a prezentat doamna profesor, mulțumesc frumos. Deci voi prezenta în continuare rezultatele cercetărilor noastre ce țin de ecologia unor plante vasculare rare din rezervația peisagistică Dobrușa. Care au fost realizate în perioada anilor 2011-2023. Aici, în imagine, puteți vedea amplasamentul rezervației peisagistice Dobrușa, care este luată sub protecția statului din anul 1998 prin legea Fondului Arelor Naturale Protejate de Stat în Republica Moldova. Amplasată... Scuze că intervin, dar nu derulează prezentarea. Ok. Clic. Acum e ok, da. Așa e bine? Da. Da, s-a schimbat.
Deci, după cum spuneam, este amplasată această rezervație în cadrul întreprinderii pentru silvicultură Șoldănești, gestionată de către Ocolul Silvic Oleșcani. Ca suprafață are 2634 de hectare. Deci aici puteți vedea harta, amplasamentul în spațiul areal al Republicii Moldova, dar și harta nemijlocită a acestei rezervații, care este formată din trei trupuri de pădure, și anume trupul de pădure Dobrușa Mare, care este între satele Chipeșca și Oleșcani, trupul de pădure Dobrușa Mică și trupul de pădure Rădi. Această rezervație a fost luată sub protecția statului ca obiectiv servind arboretele natural fundamentale de stejar, stejar cu cireș, de o valoare importantă națională. Ca material și metodă menționăm că studiul a fost realizat după metodologia cercetărilor floristice Școlii Europene Centrale în perioada 2011-2023 în cadrul rezervației. Pentru determinarea speciilor a fost utilizată metoda clasică comparativ-morfologică după autorii regionali și naționali, cum ar fi domnul academician Andrei Negru. Nomenclatura binală a speciilor este în conformitate, redată în conformitate cu lucrarea actuală a domnului cercetător Pavel Pânzaru, și anume Flora Vasculară a Republicii Moldova. Evaluarea și atribuirea categoriei de raritate pentru Republica Moldova s-a realizat în conformitate cu criteriile incluse în Cartea Roșie și ediția a treia și legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat. Coordonatele și punctele de creștere a populațiilor de specii vasculare rare în cadrul acestei rezervații au fost fixate cu GPS-ul. Hărțile au fost întocmite utilizând aplicația cu sursă deschisă QGIS și cameră foto pentru fixarea, să zicem așa, pentru o confirmare mai amplă a cercetărilor realizate. Ca rezultate, putem spune că am identificat în decursul anilor 40 de specii de plante vasculare rare care sunt răspândite în această rezervație și 30 din acestea sunt protejate de legea privind fondul arelor naturale protejate de stat din Republica Moldova. 14 specii sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a treia din 2015. 13 specii le regăsim și în lista roșie a plantelor vasculare din Europa. 10 specii se întâlnesc în anexele convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică, CITES, și avem 5 specii care sunt în, să zicem așa, prezentate în lucrarea domnului Pavel Pânzaru ca specii rare pentru Republica Moldova și care se recomandă în continuare a fi luate sub protecție, și anume incluse în Cartea Roșie ediția următoare. Dacă e să ne referim la cele 30 de specii sau 30 de taxoni care sunt protejați prin legea arelor protejate din Republica Moldova, atunci constatăm că 9 specii se încadrează în categoria a doua, specii periclitate, 4 specii se încadrează în categoria a treia, specii vulnerabile, 11 sunt specii în categoria speciilor rare și 6 specii în categoria a 8-a, specii nepericlitate. Referitor la cele 14 specii incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a 3-a, constatăm că 3 dintre acestea sunt critic periclitate, și anume monotropa
hipogee și monotropa hipopitis, și cea de-a treia fiind Epipactis purpurata. Două specii sunt specii periclitate, din categoria speciilor periclitate, acestea fiind Cardamini cunchifolia și Calta palustris. Nouă specii sunt categorisite ca vulnerabile, și anume Galanthus nivalis, Atyrium felix femina, Eonimus nanus, Dryopteris felix mas, Luzula multiflora, Fritillaria montana, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia și Scopolia carniolica. Dacă ne referim la speciile, cele 13 specii identificate și în lista roșie a plantelor vasculare din Europa, și anume pe categoriile de periclitare, o specie este cu potențial amenințat de dispariție, asta fiind Galanthus nivalis, care este și la noi în Caltea Roșie. Deci 11 specii sunt în categoria cu probabilitate mică de dispariție, și anume Adonis vernalis, Asparagus officinalis, Asparagus tenuifolius, Calta palustris, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Epipactis hiliborini, Epipactis leptohila, Leptipactis purpurata, Neotia nidusavis și Platanthera bifolia. Iar o specie fiind la categoria de date insuficiente, și anume Fritillaria montana. Dintre cele 10 specii protejate și incluse în anexele Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică, Fritillaria montana este inclusă în anexa 1, iar alte 9 specii în anexa 2, și anume Galanthus nivalis, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Epipactis hiliborine, Epipactis purpurata, Neotia nidusavis, Platanthera bifolia, Epipactis leptochila și Adonis vernalis. În urma cercetărilor și a analizei taxonilor identificați, am constatat că aceștia fac parte din 21 de familii, și cea mai reprezentativă este familia Orhidaceae, cu 7 reprezentanți. Da, este de menționat și faptul că dintre cele 21 de familii avem 33 de, sau în cadrul acelei 21 familii avem 33 de genuri. Celelalte familii, cum avem cu 3 familii cu câte 3 reprezentanți, Ranunculaceae, Fabaceae și Liliaceae, și marea majoritate fiind cu câte un singur reprezentant dintre cele 21 familii. Este un lucru important să cunoaștem răspândirea speciilor rare, și de aceea, ca scop, am și avut realizarea hărții digitale cu acele specii rare identificate și distribuția lor în spațiu, în arealul acestei rezervații peisagistice. După cum vedeți în imaginea dumneavoastră, constatăm că aceste specii sunt distribuite în mare parte uniform pe tot teritoriul rezervației, ceea ce denotă că aceste arborete cu adevărat au o importanță ecologică privind conservarea biodiversității, dar și protejarea speciilor rare care sunt identificate, și acest lucru denotă că nu în zadar a fost propusă spre a fi protejată acest spațiu. Iată, în imagine aveți câteva fotografii cu speciile rar întâlnite, și aici dintre cele critic periclitate, monotropa hipogee și Epipactis purpurata, speciile periclitate, cum este Cardamini cunchifolia și Calta palustris, cu imagini cu drept de autor din populațiile și habitatele identificate în cadrul rezervației de către noi în procesul cercetărilor. Din speciile vulnerabile, Scopolia carniolica,
Galanthus nivalis, Fritillaria montana, Dryopteris felix mas, Cephalanthera longifolia și Cephalanthera damasonia. În concluzie, putem spune că teritoriul din cadrul rezervației peisagistice și teritoriile adiacente prezintă habitate favorabile creșterii și dezvoltării speciilor rare de plante vasculare. Flora vasculară rară înregistrată în cadrul acestei arii protejate constituie 40 de specii până la moment, dintre 21 de familii, 33 de genuri, 14 cele mai valoroase și cele mai rar întâlnite specii sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Datele corologice prezentate în această lucrare reprezintă o bază valoroasă pentru o mai bună înțelegere a distribuției plantelor vasculare rare, precum și pentru stabilirea rețelei de monitorizare în perspectivă a stării de sănătate și evoluția populațiilor. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă rog dacă sunt întrebări. Da, și noi vă mulțumim. Victor, dacă îmi permiți, totuși, ce măsuri de protecție a plantelor date se întreprind în această rezervație? Este o întrebare destul de dureroasă, aș zice eu, deoarece avem arii protejate care sunt luate sub protecția statului prin lege, însă, din păcate, în continuare persistă executarea lucrărilor silvotehnice care, de fapt, prevăd exploatarea pădurilor. Da, ele trebuie exploatate, aceste arborete, că sunt, cu părere de rău, în mare parte degradate, doar că trebuie să ținem cont și de aceste specii de plante rare care sunt în arboretele respective și pentru a nu diminua populațiile trebuie să le facem conștiincios și într-o perioadă de timp mai îndelungată ca să le oferim posibilitatea acestea să se adapteze treptat și nu am pus în lumină prin extragerea arborilor și după un an de zile populațiile acestea fiind supuse riscurilor cu regret dispar. Mai puține măsuri sunt luate actualmente, de aceea noi își facem aceste cercetări și intervenim cu propuneri în urma prezentărilor rezultatelor în cadrul forumurilor științifice și după aceea facem scrisori de recomandare și celor care le gestionează ca să fie mai atenți, să fie coordonate aceste tăieri cu mediul academic și științific pentru a avea un program mai, să zicem, prietenos mediului în care aceste specii se dezvoltă și a le proteja prin executarea lucrărilor eșalonat în timp și mai cu intervenții sau o intensitate mai scăzută. La moment, dacă vorbim de arele protejate științifice, da, rezervațiile științifice, acolo se coordonează strict tăierile și vedem că sunt rezultate mai pozitive, că totuși intervine mediul academic și nu permit astfel de exploatări mai neglijente. Din păcate, în celelalte arele protejate, lucrul acesta nu este atât de bine monitorizat și da, la ziua de astăzi nu prea măsuri prietenoase acestor specii pentru a fi protejate, doar dacă noi prin cercetări le identificăm și prin recomandări insistente ca să se mai trăgăneze în timp aplicarea lucrărilor, se reușește bine. Dacă nu, în mare parte ne-am convins că după aplicarea acestor lucrări silvotehnice pierdem unele populații foarte importante. Da, și un lucru care ne doare, simt că mă uit că de fapt această are este o perlă. Sunt 40 de specii înregistrate ca statut de rare. Da, în acele 2600 de hectare nu e atât de mare, să zicem, suprafața, dar specii rare un număr impunător și este necesară a atrage o atenție deosebită pentru a conserva și a proteja acele specii de acolo.
din acele arborete care sunt destul de valoroase. Da, sper ca cei cu factor de decizie de acolo de sus să ne audă și într-adevăr să păstrăm acea bogăție pe care o avem și pentru urmașii noștri. Da, Victor, mulțumesc mult. Dacă mai sunt întrebări? În continuare o să partajez eu prezentarea domnului profesor Pânzaru și ca să poată prezenta dumnealui, dacă dumneavoastră sunteți de acord. Da. E ok? Da, imediat o să care. Nu știu, împreună. Nu. E practică, stai. De înapoi. Deci după domnul Pânzaru, prezentarea domnului Pânzaru, se pregătește Sitnic Veceslav, doctor, cercetător, conferențiar de la Institutul de Zoologie. Apoi Șupac, Nicoleta, te vedem, ești prezentă. Da, domnul Pânzaru. Pune F5. Da. Da, alegem opțiunea F5. Nu reacționează. Dublu click pe slide. Și atunci va fi ok, va fi activ. E bine așa sau nu? Haideți să verificăm dacă se derulează slide-urile. Mi se face impresia că nu. Și la noi nu s-a mărit. Nu, ceva nu e bine. Încă o dată. Ok. Unde e mai deschisă? Bună ziua încă o dată la toți. Da, e ok, e bine. Sper că sunt auzit. Da, da. Domnul Pânzaru, da, vă oferi microfonul. Da, vorbiți. Deci, astăzi eu vreau să vă prezint rezultatele cercetărilor noastre asupra unei asociații puțin cunoscute în flora, în vegetația noastră, anume este vorba despre asociația Petazipietum hybridi Imșenietski în Republica Moldova. În această lucrare sunt expuse informații noi cu privire la caracteristica și răspândirea fitocenozelor de Petazipietum hybridus pe teritoriul Republicii Moldova, iar fitocenozele analizate sunt grupate în asociația Petazipietum hybridi Imșenietski 1026 și tabelul sintetic care este dat în lucrare cuprinde 35 de relevii fitocenologice efectuate în zona codrelor. Fitocenozele edificate de Petazipietum hybridus de Republica Moldova anterior au fost mai puțin studiate, deci sunt cunoscute puține date. Avem din rezervația științifică Codru, deci unde au fost descrise 4 relevii și publicate de Pânzaru în 1996, 3 relevii din zona codrelor fără precizarea localităților publicate de Lazo în 2014, și grupate aceste ambele, deci grupate în Petazipietum hybridi Dostal SO 40. Și 5 relevei din rezervația științifică Plaiofagului, atribuite la Asociația Egopodium Podragrarie Petazipietum hybridi către Postolache și Chirtoacă în 2005. Ca materiale și metode de cercetare, cercetările fitocenologice în teren au fost efectuate în anii 92-93, atunci când am publicat primele relevii, și în anii 2020-21, în zona codrelor, în raioanele Strășeni, Ungheni, Hâncești și Orhei.
De obicei, specia aceasta este la noi răspândită în zona Codrelor, deci în partea centrală a Republicii Moldova. În alte zone ea lipsește. Au fost descrise 35 de linvenici fitocenologii cu suprafețe diferite, fiindcă ele au, formează deci, niște insule în zona Codrilor, deci pe, în, văile, în, în văile dintre coline, deci împădurite, și au diferite dimensiuni, deci de la 30-50 de metri pătrați până la 100 de metri pătrați. Deci au fost făcute releviile cu diferite dimensiuni, fiindcă însuși suprafețele erau diferite. Utilizând metodele școlii centrale europene, Braun-Blanche. Nomenclatura floristică în conformitate cu monografia Flora Vasculară din Republica Moldova, actualizată după ultima ediție din 2023. Temperatura medie anuală și a aerului și cantitatea medie de precipitații, care se dau de obicei la fiecare stațiune când se fac studiile. Deci, conform Atlasului Resurse Climatice al Republicii Moldova, publicat din Idealcu și alți autori în 2013. Fitocenozele acestea, deci însuși Pitaziscus hybridis având o răspândire largă în Europa, deci prin zonele colinare înalte până și în zona montană, deci au fost publicate în diferite asociații. Deci aici avem dată lista lucrărilor în care este acceptată această asociație Pitazitetum hybridi. Deci este acceptat de mai mulți autori și revenită anume la cea care a fost prima de Imșenetski în 1926. În continuare este dată toată sinonimica, adică în diferite lucrări au fost sinonimizate asociațiile care au fost descrise. Dacă căutăm chiar și la noi preveamă unele fetocenoze, în aceeași fetocenoză se găsesc toate speciile care de obicei erau pus ca specii caracteristici și descrise asociații noi. Deci practic în zona colinară și submontană, la părerea noastră, ar fi o singură asociație și nu mai multe. Pe când în zona de munte, atunci apare și asociația cu telechia specioza. Aici avem un aspect al asociației Pitazitetum hybridi din comuna Lozova, Răunul Strășenia, cât din rezervația Codrei, deci la începutul de primăvară, când începe înflorirea. Avem, deci, o altă imagine aici din zona rezervației Plaiofagului. Deci, de obicei, în rezultatul cercetărilor am observat că cele mai mari suprafețe sunt în zona Plaiofagului, rezervația științifică, rezervația științifică Codri, la Curchi și la Lucășeuca, din aceste zone, iar în luăm centrale. Deci aici avem în timpul fructificării, deci practic această plantă fiind vigoroasă, ea formează o acoperire destul de înaltă și nu permite dezvoltarea în masă, deci, sau a altor plante. Stațiunea, deci descrierea unei stațiuni în general a acestor fetocenoze, deci la noi practic se întâlnește la altitudine de între 74 și 200 de metri, deci fiind noi o zonă colinară, deci avem numai la așa altitudine, deci pe podișul Moldovei centrale, prin văi intracolinare, de-a lungul păraielor, anume în luminișurile din păduri, deci din zona împădurită, dar anume prin luminișuri. Clima, deci la noi este temperatura continentală, temperatura medie anuală a aerului 9,5-10 grade, cantitatea medie de precipitație anuală variază între 650-700 mm, iar solul este aluvial, nisipos, bogat în nutrienți. Ca specii caracteristice, deci ar putea fi, deci însuși specia dominantă Pitazitis hybridus și la noi practic aproape în toate apare Chrysosplenium alternifolium, care este o specie legată anume de păraiele din zona de pădure, din zona colinară, și însă
această specie se extinde anume de-a lungul unde aproape în tot cursul anului se menține umiditatea ridicată, deci anume pe marginea păraielor. Specie constante avem Gallium aparine, deci Petazetes hybridus, Urtica dioica, Egopodium podagraria, Chrysosplenum alternifolium, Eupatorium cannabinum și Ficaria verna. Printre speciile întâlnite se întâlnește specii rare, care sunt rare pentru flora noastră, cum este Carex pendula, Deschampsia cespitosa, Gallium rivale, Impatiens nolitangere, Neotia ovata și Paris quadrifolia. Aici avem o imagine cu Deschampsia cespitosa, care este o specie foarte rară. Practic eu o cunosc numai din zona codrelor, deci din fetocinoză cu Petazetes. Deci câteva exemplare, câteva tufi, că formează așa o tufă, o plantă cespitoasă. Deci e destul de rară și probabil că pe viitor va trebui să o includem în cartea roșie, fiindcă e destul de rară la noi și trebuie să ocrotită. În structura pe verticală, deci de obicei vara se observă un singur strat bine evidențiat, înalt de circa 110-120 cm, deci acoperire generală 90% format de specia dominantă Petazetes hybridus, în amestec cu Egopodium podagraria, Ecclesiastum thelmatea, Gallium aparini, Rubus cesius. Specii de talie mai înaltă, până la 150-170 cm, cum este Angelica silvestris, Herophyllum bulbosum, Cirzium oleraceo, Eupatorium cannabinum, Inula helenium, Phragmites australis, Urtica dioica, formează un strat dispers, deci superior, dar dispers. Deci, practic, am putea spune că nu formează strat adevărat. Primăvara, pe alocuri, formează un strat inferior, specie de talie mică, de 10-15 cm, cum este Chrysosplenium alternifolium, Ficaria verna, în amestec cu Glehoma hederacea, Lysimachia numularia, Ranunculus repens, Potentilla reptans și Stellaria media. Dar iarăși mă întorc la ceea că fiind o plantă vigoroasă, deci cu frunzele mari, formează o acoperire practic în general ea, deci de înalt grad și deci nu permite dezvoltarea altor specii în număr mare de exemplare. Aici vedem în timpul verii, vedeți cât e de compactă, formează un covor compact Petazetes hybridus. Deci aici avem la Lucășăuca din comuna Selești. Aici avem de la Curchi, deci iarăși fetocenoze cu ea. Deci aici am căutat să fac o imagine ca să prind Chrysosplenum alternifolium, fiindcă din unde e covorul compact, deci e foarte greu să faci fotografie, deci aici am găsit un luminiș unde am putut să fac o fotografie, iată, cu Chrysosplenium alternifolium. O specie totuși rară pentru fetocinoze acestea este Cirzium oleraceum, dar practic sporadic se întâlnește în vegetația toată de ierburi înalte, deci Ecclesiastum thelmatea, care formează și ea fetocinoze din altă, care sunt grupate în altă asociație, care vin în hotar cu fetocinozele de Petazetes hybridus. Deci, și în compoziția floristică, în cele 35 de relevei, au fost înregistrate 141 de specii de plante vasculare, din care 16 sunt caracteristice alianței Petazetion hybride, 13 ordinului Cerceo lutetiani Staphylitalia silvatice, 21 clase Epilobitea angustifolii, 15 din clasa Phragmites magnocaricitea, 5 din clasa Salicitea purpuree, 19 din ordinul Alnofraxinetalia și 32 din clasa Quercophagetea silvatica. Și totuși sunt și specii din alte tipuri de vegetație sau burenișuri, care în număr de 20. Deci, fiind în zona de contact cu pădurea, deci cu în altul grad de umiditate, deci
Deci participă aici și un număr mare de specii de pădure, dar nu au numai ca număr, dar să spunem așa că să aibă aprentă mare asupra acestui tip de vegetație, nu, fiindcă ele formează un veleș compact și speciile acestea sunt de dimensiuni mici, și însă nu putem să nu le luăm, să nu le înregistrăm. Răspândirea locală, deci fitocinozele acestea asociați se întâlnesc rar în zona Codrelor, Ramoanele Ungheni, comuna Rădenii Vechi, Strășeni, satele Stejereni și Lozova din comuna Lozova, Hâncești, satul Horodca din comuna Drăgoșenie Noi, Orhei, satele Curchi din comuna Vateș și satul Lucășăuca din comuna Seliști. Starea de protecție, deci teritoriul asociației dată, este ocrotită în rezervațiile științești și Codru și Plaio Fagulă. Are o răspândire generală în Europa Centrală, de sud, sud-est și de est și până în Turcia. În concluzie, putem spune că fitocinoza asociației Petazitetum hybride, deci pe teritoriul Republicii Moldova, ocupă suprafețe mici de 30-50 de metri pătrați până la 150 de metri, deci sunt sectoare rare care cu dimensiuni mai mari. Se propune de inclus în, în viitoarea listă a asociațiilor rare din Republica Moldova. Și este, deci, asociația dată este inclusă în alianța Petazitum hybride și se propune a fi grupată în ordinul Cerceo Lutidiani, Stachyetalia Selvatica, clasa Epilobitea, Anungostifolia. Deci, clasificarea acestor fitocinoze este diferită, pusă, deci, diferite opinie, deci, încă nu este ceva. A fost foarte greu ca să mă decid în cum să o facă pe rang mai superior clasificarea acestei. Dar o variantă este aceasta, pentru moment, care am decis-o noi. Iată aceasta și vă mulțumesc pentru atenție. Da, și noi vă mulțumim. Întrebări. Sunt întrebări, poftim, poftim să le adresați domnului profesor Pânzaru. Dacă nu sunt întrebări, vă dorim succes în continuare, domn Pânzaru. Mulțumim. Deci următorul raportor, deci domnul Sâtnic Vecislav, doctor cercetător conferințiar în Institutul de Zoologie, împreună cu coautorii Nistrianu Victoria, doctor cercetător conferințiar, și Caraman Natalia. Tema raportului, unele aspecte ale dinamicii inspecției relative a rozătoare. Da, da. Tipuri de biotopuri. Am încercat, da, încerc să mă conectez, că am apăsat aici pe mijloc prezent și a apărut o altă fereastră. Nu dicta și... Mai încercați o dată? Nu, o dată să încerc, da. Ia ca... Asta e apasă. Între timp se pregătește stupac Nicoleta, care este elevă la Centru de Excelență în Medicină și Farmaceutică, Raisa Pocalu, împreună cu cadrul didactic doamna Barnaciuc Violeta. Da, s-a deschis, se vede? Da, s-a deschis, se vede și se aude bine. Mulțumesc frumos! Așa. Introducere. Pentru elucidarea particularităților ecologice ale speciilor de vertebrate terestre, în special al lirozătoarelor, o mare importanță are studiul dinamicii densităților relative. O influență deosebită asupra acestui proces o au factorii antropici și modificările climatice. Din cele mai vechi timpuri, speciile de rozătoare la faza de vârf a densității numerice au perturbat activitatea economică a speciei Homo sapiens, în special a lucrărilor agricole, afectând culturile pe care le cultiva, dar și rezervele de cereale depozitate. Totodată, specia umană, trecând de la modul nomad la cel sedentar de viață, în localități a fost afectată de multe maladii transmise de speciile de rozătoare. În special a sporit mortalitatea infantilă, ce nu se manifesta când oamenii erau dispersați, dar sunt și unele specii de rozătoare care trebuie să fie protejate, deoarece devin tot mai rare
iar arealul lor s-a redus considerabil, așa, de exemplu, ca specii de popândăi. O deosebită importanță prezintă înțelegerea de către specie umană a fenomenilor de adaptare a tuturor speciilor de animale la condițiile mediului ambient și a conservării diversității tuturor organismelor vii. Astfel, scopul cercetărilor noastre a fost evaluarea oscilației densității relative a rozătoarelor în cenozile naturale, dar și în agrobiocenoze. Iată, în partea dreaptă, în figură, se observă o mișună care a fost... Domnule Șoap, dar nici răspunde nu se derulează. Nu se derulează. Nu se derulează. Dați click pe următorul slide să vedem. Am uit, la mine e F5 majorat, da, acum? Nu, nu, material, nu. Material și metode? Se vede? Nu, e numai primul slide. Ia în accesat slide-ul respectiv și ăla se deschide. La mine pe tot ecranul e numai prezentarea, altceva nu se vede nimic. Dar, Dorina, spune acolo. Faceți click pe prezentare și derulați. Dar acum? Acum se vede? S-a derulat? În materiale și metode. Nu apare. Nu? Nu se derulează? Nu. E cam nu se derulează. Da, îi lăs doar așa. Da, îi lăs. Că, așa, materiale și metode. A fost prelucrate datele colectate pe parcursul anilor 1975-2023. Efectivul populațiilor speciilor studiate a fost exprimat ca număr de indivizi raportat la unitatea de suprafață pentru microtine, iar densitatea relativă a fost estimată ieșind de numărul de capcane instalate raportate la 100. Pentru caracteristica distribuției biotopice a speciilor a fost utilizat indicele frecvenței, indicele dominanței și precum a fost calculată diversitatea Simpson. Rezultate. Condițiile mediului extern influențează asupra indivizilor prin intermediul adaptărilor populaționale și a mecanismelor ce le determină. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de stat sezonul de iarnă 2022-2023, în Republica Moldova a fost cald și cu deficit de precipitații. Excepția a fost luna aprilie, când cantitatea de precipitații a constituit cu circa 300% mai mult peste normă și s-a testat pentru prima oară în toată perioada de observații meteorologice din Republica Moldova pentru această lună. Indicele de ariditate pentru această lună a fost 75, ce se registrează pentru zonele umide, ceea ce este indicat în figura 1. În lunile mai și iunie s-a înregistrat un deficit semnificativ de precipitații. Luna aprilie s-a stabilit că densitatea relativă a rozătoarelor este de 5% pe pajiște și 6,7% în subarborietul cu măcieș. Cercetările efectuate în luna mai au demonstrat că acest parametru variază cu o mare amplitudine de 0,35% în culturile agricole până la 9,7% la ecotonul pădurii cu pajiște. Aceasta se explică prin faptul că populațiile se află la faza ieșirii din depresie, condițiile meteo fiind în total favorabile, ceea ce se vede din figura 2. Aridizarea continuă și în luna iunie, vremea fiind caniculară și cu deficit de precipitații, ceea ce are un anumit impact asupra culturilor agricole. Procesul de aridizare s-a accentuat în luna septembrie, când temperatura aerului a fost de 4,5 ori mai mare decât media multianuală cu 4,5 ori grade mai mare decât media multianuală pentru această lună, iar pentru indicele de aridizare s-a registrat valoarea 3,17. Această valoare este tipică pentru zonele cu un deficit pronunțat de precipitații. Cercetările continuate în luna septembrie, când ariditatea din luna precedentă a diminuat din potențialul reproductiv al speciilor studiate, au demonstrat o creștere medie semnificativă până la 8% a densității relative. Totodată, în sectorul mai umid al cenozilor silvice, s-a înregistrat un coeficient de 14%. S-a semnalat prezența speciilor Clitronomus glariorus 33,3% și Apodemus sylvaticus 66,7%. În 1 octombrie, indicele de aridizare s-a diminuat până la 3,11%. Densitatea relativă a oscilat de la 5,6% la ecoton și 13,3% în pădurecea de pin. În fâșia de protecție de la marginea câmpului neprelucrat, parametrul menționat a fost de 10%, iar în părlagul s-a registrat o densitate de 11% cu dominanță de 33,3% pentru fiecare din cele trei specii, Spicilegus sylvaticus și Uralensis. O densitate de 11,2% a fost semnalat la marginea câmpului de porun, unde a fost stabilit următoarea componență a comunității, sylvaticus 50%, falvicus 40%, uralensis 10%.
A fost efectuată o analiză indicii de diversitate Simpson a comunităților studiate în agroceanoză și cenoza silvic, în figura numărul 3. Este indicat. S-a determinat o creștere a valorii acestui indice din luna aprilie, 0,38 până luna iunie, 0,52 pentru comunitatea din câmpul de grâu de toamnă și o descreștere a diversității în cenoza silvică din luna aprilie, 0,54 până la 0,46 în luna iunie. În luna septembrie, pentru câmpul de porumb, valoarea indicii de diversitate este 0,48, iar pentru ecosistem silvic 0,4 cu o descreștere comparativ cu luna iunie. La ecotonul pădurii cu pajiștea s-a înregistrat o bogăție specific mai mare a faunii. Din mamiferii mici, dominantă este specia selvaticus. Pentru speciile uraliense și arvale s-a înregistrat o dominanță de 25%. Indivizii selvatici și arvale se reproduc fiind constant prezența primei generații de primăvară, iar femeile sunt gestante cu a doua generație de primăvară. Pe pajiște, unei densitate relativă a fost de 7,65%, au fost capturate două specii, arvale și sălbatic. Speciile rozătoare, mai ales sălbatic și arvale, se-și păstrează potențialul de creștere. În luna mai s-a înregistrat o corelație inversă a densității relative medie a populațiilor, 8% și a indicilor de ariditate 12,4% comparativ cu luna aprilie, R egal cu 0,387. În ultimii ani a fost semnalată o tendință de descreștere a densității relative a răzătoarelor mici, o cauză fiind schimbările climatice, care determină ieri cu vreme variabile, fără precipitații, formă de zăpadă, iar ulterior răcire bruscă. S-a constatat că densitatea relativă medie multianuală a constituit 12,5%, iar în perioada de primăvară și toamnă a fost de 6,5% și 8,4% respectiv, ceea ce este indicat în figura de alături. În anii 80 ai secolului trecut, Podemus selvaticus a depășit numeric specie Muspicilegus și Microtus arvalis, constituind mai mult de 50% din totalitatea rozătoarelor ce populau agrocenozele republice. În același timp, alte specii, Agrarius a dispersat aproape în totalitate de pe câmpuri și sectoarele luminoase ale pădurilor. Schimbări esențiale au survenit și în dinamica efectivului. Pentru Microtus arvalis nu sunt tipice oscilațiile ciclice cu interval de 3-4 ani, așa cum s-a registrat în alte părți ale arealului. Posibil intensificarea presiunii antropice, care a influențat populația răsfrânși și asupra tipului dinamice efectivului. În anii reproducerii în masă și creșterii rapide efectivului, aceste specii studiate cauzează prejudicii mari agriculturii și mai ales culturile de lucernă, trifoi și grâu. Deci apare problema dirijării efectivului animalelor în baza studierii potențialului de adaptare. Luna aprilie, raioanele de nord, densitatea microtinilor, specii care sunt cel mai mari dăunători a culturilor agricole, rozătoare. Speciile rozătoare variază la 20 la 30 indivizi la hectar, pe câmpurile cu ierburi forajere, iar raioanele centru 15-20 de indivizi. Procesul de aridizare din ultimii ani a minimalizat reproducerea microtinilor, iar fazele de vârf nu se registrează la cele valori din anii 70-80 și secolului trecut, dar sunt și excepții. Așa, în prima jumătate a anului 2023, an cu o cantitate sporită de precipitații în luna aprilie, circa 70 din femeile speciilor sălbatice și uraliense Spicilegus arvalis erau implicate în procesul reproductiv. Analizând dinamica densității relative a rozătoarelor mici, menționăm că o fază de vârf mai pronunțată s-a semnalat în anul 1988, când densitatea microtinilor a fost de 400-500 indivizi la hectar de culturi graminee. Cele mai mari valori ale acestui parametru s-au înregistrat în câmpul de grâu, 30% și lucernă, în 24,6% în perioada de toamnă. Urmează ecotonul gracionoză cu pădurea, 23,1% și predeau forestieră cu 19,9%. În câmpul de porumb, densitatea relativă maximală era de 28, iar cele mai scăzute valori s-au înregistrat, s-au semnalat în pădure, 13,5%. În ultimii ani, terenurile cu ierburi forajere ocupă suprafețe destul de mici. Ele nu reprezintă habitate în care să fie înregistrat o creștere substanțială a densității relative a microtinilor care s-au adaptat și se reproduc pe parcursul perioadei de toamnă în culturile de porumb sau la ecotonul ecosistemelor silvici cu terenurile agricole. Concluzii și mulțumesc pentru atenție. Alo. Da. Și noi vă mulțumim foarte mult. Deci, pentru informația amplă care ați prezentat-o și dacă sunt întrebări, putem să le adresați domnului Sătnic. Da, domnule Bălic, dacă îmi permiteți, domn doctor, vreau să vă întreb dacă sunt date, da? Cum influențează totuși administrarea de diferite insecticide, erbicide asupra populațiilor de rozătoare? Vorbim de această agricultură intensă care este acum utilizată.
Mulțumesc frumos. Noi am avut chiar și două contracte economice, am testat unele rodenticide, Bracomul și altele, în diferite depozite, mai ales mai tare erau cu interesați în depozite, cum se păstrează diferite graminei, semințe de floarea soarelui, dar și în teren. Au o influență anumită, desigur, se micșorează, se reduce efectivul lor, mai ales acele specii, acele pesticide care influențează asupra particularităților de producere, adică se reduce potențialul de reproducere, fertilitatea acestor specii. Adică ele nu, aceste indivizi acestor specii nu pierd imediat, dar peste o anumită perioadă de timp. Și ele nu afectează așa de mult culturile agricole, deci nu se acumulează în plantele care sunt cultivate. Da, mulțumesc. Și vreau să vă mai întreb, ați folosit termenul de depresie în cazul rozătoarelor, da? În ce sens aici? Acest termen, această fază, mai bine zis, sunt câteva faze de oscilații, efectiv numeric sau dinamice. Când sunt create, când sunt condiții favorabile climatice, are loc faza de creștere, adică crește fertilitatea femeilor, speciilor studiate, deoarece în general ele au un potențial foarte mare de reproducere, poate să producă câteva generații, una, două generații de primăvară, una, două de vară și chiar și toamnă în anumite condiții. Și dacă sunt create aceste condiții, dar mai ales aceasta se observa în perioada agriculturii când se cultivau plantele furajere pe suprafețe mari, se atingea faza de vârf. Ulterior are loc faza de depresie când se, în urma reproducerii intense, se micșorează potențialul de reproducere și de adaptare la condițiile mediului intern. Au loc mai multe rezorpții și are loc treptat descreșterea și intră în faza de depresie. Efectivul acestora nu poate să ating 1-2 indivizi la hectar, de exemplu, de microtini, care sunt cele mai periculoase rozătoare dăunătoare a culturilor agricole dintre acestea. Iată acesta e răspunsul. Da, mulțumesc mult, mulțumesc. Da, mulțumim. Dacă mai sunt întrebări, poftim să le adresați. Dacă nu sunt întrebări, vă rugăm să departajați ecranul și invităm următorul raportor, Stupac Nicoleta, nu știu dacă ea este. Da, sunt. Bună ziua. Deci, eleva din grupa academică 206, Centrul de Excelență în Medicină și Farmaceutică Raisa Pocalnic-Șinău, care este împreună cu profesoara grad didactic 1, deci Barnaciuc Violeta. Da. Se numește raportul Proteinele parteneri esențiali în controlul greutății. Da. Bună ziua! Prezint în atenția dumneavoastră proiectul Proteinele parteneri esențiali în controlul greutății, ghidat de cadrul didactic Barnaciuc Violeta. Scopul acestei comunicări este de a oferi informații esențiale despre beneficii și surse sănătoase de proteine, sfaturi practice pentru implementarea în viața de zi cu zi și soluții posibile pentru a aborda și a contracara fenomenul global obezitatea, deoarece obezitatea și surplusul ponderal sunt niște cifre în ascensiune în statistici, dar și sunt și niște provocări serioase pentru societate. Obezitatea este o problemă globală în creștere accelerată, reprezintă una dintre cele mai semnificative provocări de sănătate publică ale secolului 21. La nivel mondial, supraponderabilitatea include mai mult de 1 miliard de persoane cu o distribuire a categoriilor de vârstă, astfel 650 milioane de adulți, 340 milioane adolescenți, 39 milioane copii. Statisticile realizate în anul 2020 au demonstrat faptul că cel mai mare nivel al obezității din Europa se află la ora actuală în Anglia, apoi în țările Franța, Germania, Spania și Suedia.
Rezultatele cercetărilor privind excesul ponderal în rândul copiilor reliefează o frecvență mai mare în rândul băieților, 29% dintre băieți și 27% dintre fete, iar categoria de vârstă care se confruntă cel mai mult cu obezitatea este între 7-9 ani. Consecințele pe termen lung pot deveni evidente în unele cazuri numai la etapa de maturitate și constau în supraponderabilitate sau obezitate cu manifestări metabolice și cardiovasculare asociate. Un aspect important este faptul că 60% dintre copii care suferă de obezitate ajung să devină adulți obezi. Studiile ce abordează incidența supraponderabilității în Republica Moldova pentru anul 2021 relevă faptul că genul feminin predomină la toate categoriile de vârstă. În contextul studiului, cel mai mare procent al persoanelor obeze se înregistrează în grupurile de vârstă de 45-54 de ani, în care 29% sunt femei și 20% bărbați, iar pentru vârsta 55-64 de ani, respectiv 29% femei și 22% bărbați. În ultimii ani, cercetările științifice au denotat contribuția semnificativă pe care proteinele, fiind cunoscute ca combinații responsabile de creșterea masei musculare, sunt și aliați esențiale în promovarea pierderii în greutate și menținerea unei compoziții corporale sănătoase. Proteinele reprezintă grupuri de macronutrienți cu structură complexă, constituite din aminoacizi uniți între ei prin intermediul legăturilor peptidice, cu rol structural și reglator, contribuind la funcționarea optimă a organismelor vii. Există mai mult de 10.000 tipuri de proteine distribuite neuniform în diverse organe, țesuturi musculare, oase, piele, păr. Proteinele sunt macronutrienți cu rol esențial în numeroase procese fiziologice, iar consumul lor adecvat aduce numeroase beneficii pentru sănătate. Constituirea și regenerarea țesuturilor, sinteza biocatalizatorilor și a hormonilor, transportul substanțelor în sânge, susținerea sistemului imunitar, furnizarea de energie și menținerea sănătății oaselor. Un aport prodigios la menținerea sau pierderea în greutate îl constituie consumul adecvat de proteine, care se poate perinda prin diverse mecanisme, cum ar fi promovarea satietății. Conținutul de proteină este direct proporțional cu conținutul de hormoni ai satietății și invers proporțional cu conținutul de grelină, care este hormonul foamei sau al poftei de mâncare. Aceste modificări hormonale reduc semnificativ senzația de foame, care asigură o stare de satietate cu efect prolongat și este un factor important în timpul procesului pierderii în greutate. Arderea caloriilor în timpul digestiei. Procesul de digestie al proteinelor necesită mai multă energie decât cel al carbohidraților sau al grăsimilor. Acest fenomen este cunoscut sub numele de efect termic al alimentelor sau efect termogen. Produce arderea unor calorii suplimentare și poate contribui la controlul greutății. Conform rezultatelor cercetărilor a specialiștilor canadieni din 2020, creșterea proporției de proteine la 30% a determinat o scădere a aportului zilnic cu 400 calorii. Studiile demonstrează că metabolismul persoanelor care înlocuiesc carbohidrații și grăsimile nesănătoase cu proteine ard cu 20-35% mai multe calorii decât al celor care nu au produs această schimbare în alimentație. Menținerea masei musculare.
Proteinele asigură organismele vii cu aminoacizi esențiali, care sunt leucina, izoleucina, metionina, trionina, valina, triptofanul, fenilalanina, lizina și histidina. Ei sunt importanți pentru a menține și a crește masa musculară. Cu cât conținutul de masă musculară este mai mare, cu atât rata metabolică bazală este mai mare. Prin urmare, proteinele sunt responsabile de menținerea masei corporale ponderale și la prevenirea pierderii musculare în timpul procesului de pierdere în greutate. Cercetările în domeniu au confirmat că absorbția proteinelor au un efect pozitiv asupra ajustării frecvenței metabolice, varianta optimă pentru diminuarea conținutului de grăsimi, dar cu menținerea masei musculare, reprezintă includerea în planul de antrenament și exerciții de forță. Controlul glicemiei. Consumul echilibrat de proteine poate contribui la menținerea nivelului constant de glucoză în sânge, evitând creșteri accelerate ale conținutului de insulină. Nivelurile ridicate de insulină pot favoriza stocarea grăsimilor, iar proteinele pot menține un echilibru în acest sens, care este un aspect important pentru controlul sațietății și pentru menținerea nivelului energetic stabil pe parcursul zilei. Pierderea în greutatea durabilă. Meniul cu conținut crescut de proteine este considerat ca un element imperativ în atingerea și menținerea unei greutăți sănătoase pe termen lung. Este important să subliniem că o alimentație sănătoasă nu ar trebui să se concentreze exclusiv pe proteine, dar necesită și includerea echilibrată a tuturor grupurilor de alimente, cum sunt hidrații de carbon, lipidele, vitaminele și mineralele, care sunt esențiale pentru obținerea unei nutriții care să furnizeze organismului o varietate adecvată de nutrienți esențiali în cantități corespunzătoare pentru menținerea sănătății și a unei stări generale de bine. Consultarea cu un profesionist în domeniul nutriției sau al medicilor poate facilita elaborarea unei diete sau a unui plan alimentar personalizat, adoptat nevoilor specifice ale fiecărui individ în parte, ținând cont de variabile vârstă, gen, gradul de efort fizic și obiectivele de sănătate. Se recomandă ca necesarul zilnic de calorii obținute din proteine să fie cuprins în limite 10%-35%. În tabel sunt reprezentate cantitățile necesare în funcție de categoriile de vârstă. Pentru a ilustra practic rolul proteinelor în combaterea obezității, experții în nutriție au elaborat algoritm de implementare în dieta zilnică a macronutrientului în conținutul menținerii unei mase corporale sănătoase. Un exemplu practic recomandat de specialiști expunem în continuare. Un mic dejun cu aport semnificativ de proteine, gustări echilibrate bogate în substanțe proteice, mese echilibrate cu conținut redus de grăsimi, consum adecvat de lichide, activități fizice combinate cu proteine înainte și după antrenament, monitorizarea și ajustarea adaptată necesităților individuale. Sursele de proteine. Sunt surse de proteine de origine vegetală și animalieră. Produsele de origine animalieră oferă surse de proteine de cea mai înaltă calitate. Suplimentar, sursele de proteine de proveniență zoologică furnizează o gamă completă de aminoacizi și alți nutrienți importanți, cum sunt vitaminele, unele vitamine din grupul B, minerale, calciu și zinc și acizi grași, omega-3. Sursele proteice calitative de origine animalieră sunt ouă,
pește și fructele de mare, somonul, sardine, macrou, creveți, midiile, carne slabă de vită, de porc, carne de pasăre, curcan, pui, produse lactate, lapte, iaurt, brânză. Dintre sursele de proteine de origine vegetală se enumeră amarantul, chia, drojdia, fasole, lintea, mazărea, grâul, arahidie, produse din soia și quinoa. Vreau să menționez că amarantul, quinoa, hrișca, soia, drojdia și semințele de chia conțin toți cei 9 aminoacizi esențiali, ceea ce înseamnă că sunt surse complete de proteine. Concluzii. Proteinele reprezintă unul dintre pilonii esențiali pentru funcționarea optimă a organismului uman. Aceste substanțe chimice nu doar oferă o bază structurală pentru celule, țesuturi și organe, ci posedă un rol substanțial pentru o varietate de funcții biologice vitale. Însă, pe lângă rolurile lor biologice esențiale, proteinele au un impact semnificativ asupra controlului greutății. Această relație nu se rezumă doar la furnizarea unei senzații de sațietate, ci include și influențarea metabolismului, menținerea masei musculare și chiar contribuția la arderea caloriilor. Studiile au evidențiat că proteinele devin aliații în eforturile noastre în a gestiona greutatea, în influența poftei de mâncare și a metabolismului. Contribuția la modelarea unei diete echilibrate și sustentabile. Astfel, importanța proteinelor în controlul greutății nu poate fi subestimată, devenind parteneri esențiali în eforturile de menținere sau pierderea kilogramelor în plus. Este important să abordăm consumul de proteine cu o perspectivă echilibrată, alergând surse variate. În contextul actual, în care preocupările privind sănătatea și bunăstarea sunt din ce în ce mai accentuate, perceperea avantajelor adunse de proteine în controlul greutății devine esențială pentru adoptarea unui stil de viață sănătos și echilibrat. Prin conștientizarea complexității acestui fenomen, ne-am propus să contribuim la constatarea și combaterea acestei probleme care afectează tot mai multe persoane în societatea modernă. Înainte de a începe orice modificare semnificativă în alimentație, este recomandat să consultăm un specialist în nutriție sau medicul pentru a ne asigura că planul alimentar este adaptat obiectivelor, nevoilor individuale și sănătății generale. Integritatea conștientă a proteinilor într-un stil de viață sănătos, prin selectarea inteligentă, diversificarea surselor, controlul porțiilor alimentare, concilierea cu exerciții fizice și educarea continuă poate contribui la atingerea și menținerea unei greutăți optime, aducând beneficii pe termen lung pentru sănătatea noastră. Vă mulțumesc pentru atenție! Da, și noi vă mulțumim pentru prezentare. Poftim dacă sunt întrebări, să le adresați. Dacă nu sunt întrebări, vă dorim succes în continuare. Așa, și invităm pentru a face comunicare. Deci, următorul grup de cercetători, deci în frunte cu doctorul Țibuleac Tudor. Dacă sunteți cu noi, spuneți-ne, vă rog. Țibuleac Tudor, de la Societatea Orgnat. Nu sunteți cu noi. Atunci invităm următorul. Tudor Alina Adriana, profesor de biologie, școala gimnazială Vasile Alexandri din Brăila, România. Dacă sunteți cu noi.
nu se poate conecta, este prinsă într-o activitate, Olimpiada de limba engleză. Mi-a cerut să vă transmit. Da, bine, da, vă mulțumim. Cer scuze. Mulțumim mult. Multă plăcere. Atunci, următorul, Turcan Valeria, elevă grupa academică 206, centru de excelență în medicină și farmaceutică, Raisa Păcalu, împreună cu profesoara Ivankov Ludmila. Între timp, eu vreau să vă anunț că am plasat în chat formularul de înregistrare. Cei care s-au înregistrat în plenară nu vor completa acest formular, fiindcă el se completează odată. Și de asemenea, nu îl completează cei deja care au realizat un raport. Pentru că sunt două tipuri de certificate care vor fi eliberate. Bună ziua! La înscrierea articolului am fost îndrumată de către profesoara la unitatea de curs botanică farmaceutică, doamna Ludmila Ivankov, și dorim să abordăm tema fitoterapiei, cimbrul în tratarea afecțiunilor sistemului nervos și respirator. Thymus vulgaris este o plantă din familia Lamiaceae, cunoscută ca cimbru brun, cimbru de grădină, cimbru mirositor, cimbru adevărat, iarba cuclui, iarba de lămâioară. Cele mai aromate frunze se recoltează atunci când plantele au început să înflorească. Ramurile tinere, nelemnificate, se recoltează în perioada deschiderii primelor flori, iar orice întârziere este legată nu doar în reducerea și deprecierea masei vegetative, dar și de scăderea în conținut de ulei volatil prin pierderea a o mare cantitate de frunze. Produsul medicinal este Thymus vulgaris herba, care poate fi uscat în uscătorii la temperatura de până la 35 grade Celsius. Thymus herba se întrebuințează sub formă de infuzie sau extracte în tratamentul tuselor, bronșitelor și răgușelelor. Datorită proprietăților calmante și antiseptice, asigurate în primul rând de timol, corvacrol și alte fracțiuni volatile, Thymus vulgaris are acțiuni antiseptice și calmante. Thymus vulgaris este un subarbust peren care formează o tufă mică, aproape semisferică, cu frunze veșnic verzi. Rădăcina în primul an este pivotantă, lignificată, puternic ramificată și lungă de aproximativ 20 de centimetri. Iar în anul următor se dezvoltă într-un puternic sistem radicular fasciculat. Tulpina și numeroasele ramificații sunt lignificate și acoperite cu un suber de culoare cenușie sau roșietică. Frunzele au formă alungită, roboindală, ovată sau lanceolată. Florile sunt mici, pentamere, colorate în violaceul roz. Corola este bilabiată și creează impresia unei inflorescențe spiciforme. Caliciul este tubular. Înflorește în perioada mai-iunie, iar în cazul recoltării de două ori, poate înflori și în perioada septembrie-octombrie. Fructele sunt nucule mici, elipsoidale, grupate câte patru la baza caliciului persistent. Se valorifică partea aeriană nelemnificată, Thymus herba, care are un miros aromat și un gust pregnant asemeni camforului. În scopuri medicinale se întrebuințează Thymus herba. Produsul vegetal conține de la 0,8 până la 1,2% ulei volatil, oleum thymi, format în proporție de 20 până la 45% din timol, alături de care se mai află timol metil eter, corvaclol, terpinen, cineol, ceol, pinen, linalol, borneol, sesquiterpenoida cariofilena, alături de care se mai află acidul cafeic, flavonozide, un principiu amar, precum și triterpenoide, reprezentate prin acezi ursolic și oleanolic.
Studierea proprietăților farmacologice latinus vulgaris în tratarea afecțiunilor sistemului respirator și nervos a fost scopul acestei cercetări. Analiza morfologică și compoziția chimică a plantei medicinale Thymus vulgaris este unul dintre principalele obiective de cercetare, iar o atenție deosebită s-a acordat utilizării raționale a produsului vegetal de la planta medicinală Thymus vulgaris. În perioada, în intervalul de timp luna iunie-iulie, a fost elaborat un sondaj în perioada stagiului practic de specialitate numărul 1, la care au participat 47 de respondenți, întrebându-i la indicația cui administrează Thymus vulgaris herba, 74,46% afirmă că administrează la indicația medicului, iar 25,54% confirmă că administrează la indicația prietenilor, rudilor sau altor persoane. Cinci susțin că administrează Thymus vulgaris în sezonul, în orice sezon al anului, iar 14,90% afirmă că întrebuințează în sezonul rece al anului. La întrebarea ce afecțiuni tratează cu ajutorul Thymus vulgaris herba, 87,23% afirmă că tratează afecțiuni ale sistemului nervos, iar 12,77% afirmă că tratează alte afecțiuni. Dacă au fost atenționați despre eventuale atenționări sau precauții existența în urma utilizării Thymus vulgaris herba, 60,08% susțin că au fost atenționați, iar 39,92% susțin că nu au fost atenționați despre eventuale precauții sau contraindicații. Compoziția chimică completă și specifică conferă proprietăți expectorante, calmând spasmele căilor respiratorii. Cimbrul, fiind indicat în tratamentul tusei convulsive, tusei astmatice, bronșitilor și răgușelii. Datorită prezenței timolului, are proprietăți coleretice, antihelmintice și antiseptice. De aceea se mai recomandă în tratamentul unor afecțiuni reumatismale. Intră în compoziția unor forme medicamentoase utilizate în procese infecțioase digestive, uretrovezicale, în diaree acute și cronice și în cazul stărilor de iritabilitate nervoasă. Este un stimulant al metabolismului, un bun vermifug și de asemenea un absorbant al gazelor intestinale. Extracte din Thymus vulgaris herba intră în compoziția unor comprimate filmate, bronchipret, pentru tratamentul afecțiunilor inflamatorii ale căilor respiratorii cu acțiune expectorantă și de calmare a tusei. Thymus spray este un spray cu proprietăți antiseptice, antiinflamatoare, expectorante, ameliorează răgușeala și durerile în gât. Bronchipret, sirop utilizat pentru tratamentul afecțiunilor inflamatorii ale căilor respiratorii cu acțiune expectorantă și de calmare a tusei. Imunotus, capsule indicate pentru favorizarea expectorației, fluidificarea secreților mucoase și menținerea stării de sănătate a căilor respiratorii. Stepper, aerosol cu proprietăți antibacteriene, fungicide și aseptice. Cerviron, ovule cu proprietăți astringente, reepitelizante și protectoare pentru mucoasa vaginală lezată, care poate fi utilizat ca adjuvant în tratamentul afecțiunilor ginecologice. Aspect
buton, sirop, pentru ameliorarea simptomelor legate de apariția unui mucus dens în tractul respirator, asociat răcelii obișnuite, dar și în cazul unor simptome cauzate de bronșită acută. Iarbă de cimbrișor, ceai, lactacid, loțiune intimă antibacteriană, care contribuie la inhibarea dezvoltării bacteriilor și prevenirea anumitor infecții. Carmorflu, loțiune pentru corp împotriva manifestărilor neplăcute cauzate de gripă și lăceală. Balonix, comprimate care se recomandă în cazul disconfortului abdominal cauzat de excesul gazelor intestinale. Astfel, ameliorează crampele abdominale și favorizează eliminarea gazelor. Prin urmare, pe baza tendințelor actuale științifice, putem concluziona că fitoterapia este într-o continuă evoluție și există un interes crescut atât din partea populației, agenților economici cointeresați în standardizarea, reglementarea și producerea preparatelor naturiste, cât și din partea comunității științifice pentru explorarea și integrarea mai profundă a acestei forme de tratament sau combinând tratament clasic în practica medicală. Este important să continuăm alfabetizarea populației în acest domeniu pentru a asigura utilizarea sigură și eficientă a plantelor medicinale în scopuri terapeutice. Vă mulțumesc pentru atenție! Da, și noi vă mulțumim, Valeria. Dacă îmi permiți, aș dori o concretizare. Știm că cimbru este o plantă care se utilizează frecvent, da? Sunt careva contraindicații? Se contraindică la persoanele care suferă de hipertensiune arterială și care desigur au hipersensibilitate la această plantă. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, vă rog să le adresați. Natalia Vlas a ridicat mâna, da? Doamna Natalia, doriți să adresați o întrebare? Ah, nu? Vei, mulțumesc. Ok, dacă nu sunt întrebări, vă mulțumim. Aș dori să concretizez dacă mai sunt raportori din cei prezenți aici. Da, Elena Zupcu? Zupcu Ion, Zupcu Ion. Mai sunt. Noi am ales opțiunea, deci când ați înregistrat, când ați completat formularul, da? Dacă ați ales opțiunea cu raport. Dar nu sunt probleme. Da, da, dar vă auzim cuvântul. Da, da. Domnule Dvaliuc. Se vede? Da, da, da. Dar nu vedem prezentarea încă. Prezentarea cu și-o pun. Deci Zupcu Ion. Da, doctorant anul 3 de studii la Institutul Genetică și Fiziologia și Protecția Plantelor, UTME. Da. Okay. Profesor domnul Tudorel Vladimir, doctor habilitat. Și titlul cu... Preparatele biologice Carbecol și Funecol în aspect comparativ economic, preparatul chimic Pencozeb. Da, în aspect comparativ economic cu preparatul chimic Pencozeb. Da, vă oferim cuvânt. Se vede înregistrarea? Se vede partajarea ecranului dumneavoastră, dar prezentarea ca atare nu este. Nu vedem Acolo 2 secunde. Se vede? Nu, nu. Între timp ne anunțați dacă mai sunt doritori cu raport. Da. Ana Maria Cibotaro. Da, da, da. Ok.
Dați două secunde. F5. Se vede? Da, da, acum se vede. Tematica de studiu prezentată în lucrare include fungicidele biologice, carbecol și funicol, prezentată în aspect economic comparativ cu preparatul chimic clasic Pencozeb. Aceste două preparate au aplicabilitate inofensivă pentru componentele de mediu și sănătatea populației. Prezintă o elaborare biotehnologică pentru agricultura ecologică ca domeniu separat în știință. Ca rezultat final în lucrare se prezintă date cumulative bianuale pentru perioada 2022-2023. În perspectiva prevenirii reducerii efectului de poluare a componentelor agrobiocenotice și mediului ambient, în general, an de an sunt aplicate cercetări asupra testării aplicării preparatelor biologice cu un mecanism de acțiune orientat contra organismelor fitopatogene, ciupieri, bacterii, insecte, nematozi, cu statut de producere a diverselor afecțiuni în faza de creștere a plantelor cultivate. Această orientare este abordată ca un concept modern al agriculturii ecologice și implică enumerarea avantajelor preparatelor biologice la nivel de inofensivitate și eficacitate economică, în comparație cu preparatele chimice, fungicidele, insecticidele clasice, utilizate în agricultura intensivă. Fundamentată ca domeniu în știința națională, agricultura ecologică încadrează o gamă largă de procedee tehnologice cu scop de menținere sub control a organismelor și mediului agricol în folosul naturii și umanității, cu orientare spre cultivarea și producerea produselor agricole finale, fără folosirea substanțelor chimice de sinteză și a organismelor modificate genetic. Astfel, rezultatul final enumără produse agricole de calitate încadrate în comercializare, asigurarea, păstrarea și dezvoltarea agroecosistemelor dinamice și durabile, obținerea unor indicatori cu acțiuni pozitive în agrocenoze. În protecția plantelor, accentul devine insistent pe înlocuirea tratamentelor chimice cu alte metode alternative, inofensive pentru mediu. Folosirea preparatelor biologice pe anumite suprafețe implică producerea lor industrială și o realizare ușoară în raport tehnologic, de aici derivă caracteristicile generale. Este necesar ca preparatul să-și mențină un timp îndelungat proprietățile de reducere a patogenității organismului, să posede un preț accesibil pentru aplicația practică comparativ cu preparatele chimice, la care de obicei sunt mai mari, de a se răspândi ușor și își mențin rezistența la fluctuațiile condițiilor climatice, să posede o specificitate bună a ingredientului activ, componentele constituente să fie permisibile în scheme de evaluare, să cuprindă o gamă largă de organisme fitopatogene care le poate influența prin minimalizarea ciclului biologic de dezvoltare. În cadrul plantațiilor pomicule, când se urmăresc aspectele de protecție acestor contra unui complex de agenți fitopatogeni și insecte dăunătoare, se constată o tendință de ecologizare a producției de fructe, în special diminuarea rezidurilor toxice, care rezultă la utilizarea pesticidilor în acțiuni de fitoprotecție. Această orientare este impusă de consumatori și de cerințele de protecție a mediului ambient. În vederea realizării acestui deziderat, sunt întreprinse diverse acțiuni de cercetare în vederea îmbunătățirii parametrilor funcționali în domeniul agricol. În lucrare este desfășurat studiul general a două preparate biologice, carbecol și funicol, folosite contra agenților fitopatogeni de natură micotică. Carbecol reprezintă un preparat biologic care substanță activă constituită din biocarbonat de sodiu, pe rol de fungicid. În practică, el poate fi aplicat la culturile de prun, viță de vie, plante de tomate, la diferite organisme, diferite boli, cum sunt făinarea viței de vie, fitoftoroza tomatelor, clastosporioza sâmburoaselor, polistigmoza sâmburoaselor și monilioza. Din testările realizate în anul 2022 în plantații de prun, preparatul a demonstrat o eficacitate biologică destul de accentuată, 85%, la clastosporioza și polistigmoza. O altă experimentare este datată în 2020-2021
pe soiul de viță cardinal împotriva făinării. Rezultatul evaluării a fost obținut pentru o eficacitate de 75% pe frunze și 78% pe struguri. Cu excepția tratamentelor, acest preparat are și un efect direct asupra parametrilor fiziologice a plantelor, adică se manifestă o îmbunătățire integrală observată în fenologia de creștere. Tratamentele aplicate la cultura de tomate, în mod separat sau în combinare cu substanțe humice, ecolit, cu adaus de helat de zinc și cu tratări de funicol, au asigurat o stare fiziologică bună la tomate, productivitatea fiind net superioară valorii planificate. Funicol este un preparat cu substanță activă sulfat de cupru, este destinat pentru combaterea bolilor culturilor agricole pentru tomate, castraveți, în spații protejate, prun, măr, în câmp deschis, pătarea brună a tomatelor, mana castraveților, mana viței de vie, polistigmoza pe frunze și fructele de prun, clastosporioza, bișcarea frunzelor de piersic, rapărul mărului. Este ușor degradabil și menține corespunderea cerințelor agriculturii ecologice. Reieșind din estimarea eficacității biologice, s-au observat unele schimbări vis-a-vis de staționarea patogenilor menționați în lista de organisme, care pot fi reduse în acțiune. Ca exemplu, petele de clastosporioză pe frunză au manifestat o descreștere semnificativă. Acest aspect denotă comportamentul plantelor ca acțiune reieșind din mecanismul de apărare. Intensitatea petelor pe foliole s-a cadrat în valori infime, o exprimare rezultativ bună. Înregistrările pentru polistigmoză au indicat o eficacitate biologică de peste 80%. Funicolul posedă o acțiune de diminuare asupra grupului de ciuperci care provocă monilioză pe fructe de tip tregai moale sau pubescentă caotică sau inelară. La intensitate au arătat valori destul de infime, 0,37-0,26, iar la eficacitate biologică s-a înregistrat valoarea de 89,55%. Plecând de la această tendință și reieșind din planul anual de cercetare, în capitolul rezultat urmează desfășurarea unor aspecte comparative la nivel economic cu referiri practice la utilizarea produselor biologice Carbecol, Funicol și a preparatului chimic clasic Pencozeb. Testarea produselor biologice Carbecol și Funicol s-a realizat în perioada anilor 2022-2023. În calitate de etalon a fost utilizat preparatul chimic Pencozeb. Experiențele au fost stabilite în zona de centru, raionul Nisporeni, în plantațiile de prun a gospodărilor țărănești Gățezul Puiul și Găță Ciorici Maria. În calitate de suport metodologic au servit lucrările de specialitate. Rezultate și discuții. Pașii estimativi de urmărire a criteriilor ce denotă caracteristica acțiunii produselor asupra patogenului. Atât pentru preparatul chimic Pencozeb, cât și pentru produsele biologice, în urmărirea și stabilirea efectului lucrativ a acestora, la finele testărilor sunt trasate niște cerințe caracteristici în baza cărora se poate valida eficacitatea biologică așteptată. Aplicarea lor se practică în conexiune cu un martor, cu un etalon, care poate fi un pesticid clasic. Schema a fost aplicată în schema de aplicare a produsului biologic și invers, în trei repetiții care se extrage o medie a abordării statistice. Primul parametru de apreciere este punctajul prin care se face o înscriere pe sector a gradului de atac al patogenului stabilit în cercetare. Punctajul a fost formulat într-o scară de la 0 la 4 puncte. 0,1% la depășirea de 50% și următorul parametru este răspândirea sau astfel denumit frecvența. Aceasta ne orientează spre a înțelege mai bine starea de extindere a fitopatogenului pe sectorul testat și analizat după numărul de organe afectate, raportat la numărul total de plante analizate. Parametrul intensitatea atacului arată repetiția bolii pe plantă sau organul plantei controlate, la fel fiind exprimat în valoare procentuală. Parametrul final urmărit este eficacitatea biologică. Prin eficacitatea biologică a produsului sau chimic, biologic sau chimic, se înțelege reducerea gradului de afecțiune a plantei față de un anumit patogen la aplicarea unui produs sau metodă biologică. Evaluarea economică în aspect comparativ este opțiunea furnizării informației pentru elaborarea unei politici bugetare bazate pe proces, timp, volum, calitate, transparență, validitate, stabilind într-un final eficiența acțiunilor urmărite. Pentru stabilirea valorilor a fiecărui produs folosit în combaterea bolilor specifice la cultura de prun în perioada sezonieră,
accentuarea cheltuielilor și venitului net. În tabelul 1 sunt definite structural aspectele economice în mod separat. Carbecol, unitate de măsură kilograme, prețul este 100 de lei kilogramul, norma de consum 4 kg la hectar, consumul soluției de lucru 700 de litri, numărul de tratamente pe an a fost 4, costul preparatului se primește 433,60, aici el kilogramul 100 de lei, dar s-a luat în calcul și apa care am folosit-o tot contracost, 48 de lei 1000 de litri. De atâta este cifra cu întregi. Și productivitatea de prun la un hectar, tone la hectar, s-a obținut la produs carbecol 17,3 tone. Prețul de realizare a prunelor a fost de 4 lei, ceea ce valoarea producției a constituit 69.200. Iar costul producției a preparatului pe un an a costat 1734,40 lei. La funicol, prețul a constituit la un litru 140 de lei, norma de consum a preparatului la hectar 3 litri, tot 4 tratamente, costul preparatului a constituit 453 de lei 60 de bani, productivitatea a fost de 18 tone, valoarea producției 72.000 de lei, iar costul producției preparatului pe an a constituit 1814 lei 40. La preparatul Pencozeb, kilogramul a constituit 255,6 lei, norma de consum e 2,5 kg, productivitatea a fost de 17,600, valoarea producției 70.400 și costul producției a preparatului a constituit 2.690 de lei și 40 de bani. Preparatele au fost produsul Pencozeb a fost luat din lista de prețuri a instituției Fertilitatea S.A. referire la preparatul chimic Pencozeb și Institutul de Genetică și Fiziologie Protecția Plantelor cu referire la produsele biologice Carbecol și Funicol. Analizând varianta Martov, se observă că din cauza patogenilor s-a pierdut 50%. Varianta Martov s-a stropit numai cu apă curată din recolta planificată. După venitul final obținut din vânzarea prunelor pentru preparatele biologice, sunt definite valori ce stimulează aplicarea fungicidilor bioecologice și pentru anii viitori. Rezultatele sunt bune, sunt prezentate și de preparatul chimic Pencozeb, productivitatea atingând 17,6 tone de prune la un hectar, venitul de 70.400 lei, ceea ce acoperă cheltuielile a costului produsului de 2.690 lei. Analizând produsul biologic, funicolul ca rezultat se observă că s-a obținut cel mai mare venit, 72.000 de lei, sumă din care denotă că funicol se consideră cea mai optimă aplicare și rentabilă aplicare practică. Valoarea procentuală a rentabilității a constituit la carbecol 3,89%, la funicol 3,87% și la pencozeb 2,52%. Cuantificarea valorilor rentabilității exprimă raționalizarea organizatorică a cheltuielilor, etapelor de protecție, obținerea producției și totalizarea venitului final. Acest proces depinde de serviciul care este tranzacționat pe piață, de componența valorii măsurată, în cazul dat fiind costul produselor aplicate, de argumentarea aplicabilității produselor, ca exemplu fiind diminuarea fitopatogenilor și planificarea obținerii unui volum de recoltă calitativă ca o viitoare opțiune pentru acoperirea cheltuielilor avute. În corelație cu obținerea unei recolte, se ia în considerare și respectarea legității sistemului agricol ecologic, care prevede aplicarea produselor biologice inofensive pentru componentele mediului și care pot oferi o producție cu limită minimă de reziduri. După indice economic, profitul unitar la lei tonă se observă că preparatul chimic Pencozeb atinge valori mai mici comparativ cu preparatele biologice, dar după alți indici se menține în linearizarea stabilă. În cazul cercetat și expus în lucrare, adăugător momentului economic de comparare între utilitatea preparatelor și găsirii cele mai oportune aplicabilități, în evaluarea economică se mai include și proiectul de investiții, care se prezintă ca o etapă de analiză cost-beneficiu, risc în raport cu ecosistemul agricol și influențele naturale corelative.
Deci, în condițiile Republicii Moldova, aplicarea produselor biologice Carbecol și Funecol ating valori în care se poate determina într-o oarecare mod înlocuirea preparatului chimic în procesul agricol tehnologic. Astfel, domeniul biotehnologic devine complementar și accesibil pentru agricultorii autohtoni în ideea de a susține agricultura ecologică și a minimaliza poluarea componentelor din mediu. Concluzii. Cercetările de studiu s-au realizat în zona de centru raionului Nispăreni, în Levada de Prun, cu două puncte, Gheță Zupuion și Gheță Maria Ciorici, distanța dintre locații de vreo 14 km. Pentru fiecare punct au fost stabilite sectoare separate, marcate cu etichetă pentru fiecare component testat. În perioada anilor 2022-2023 au fost realizate testări a produselor biologice Carbecol și Funecol în comparație cu preparatul chimic Pencozeb. Ca rezultat economic se observă că toate trei produse au atins o productivitate a recoltei de prun de peste 15 tone la hectar. Cel mai rentabil rezultat final l-a demonstrat fungicidul biologic Funecol. Roada obținută a atins valoare de 18 tone. Destul de eficient s-a manifestat și fungicidul Carbecol, 17,3 tone la hectar. Comparativ cu preparatul chimic Pencozeb, produsele biologice nu sunt în scădere economică, ci din contră arată un tablou valoric ca un punct de referință pentru testările continue. Preparatul chimic Pencozeb, chiar dacă atestă un preț de sinecost mai mare decât produsele biologice, oricum prin roada obținută și suma venitului final se observă că cheltuielile pot fi răscumpărate în deplinătate. Testările realizate indică niște permise de armonizare a principiilor economice și ecologice, cu identificarea produselor eficace și stabilirea procesului de evaluare a zonei economice a mediului, în care procesele ecologice prezintă un subiect de studiu al sistemului economic. Bibliografia care am folosit-o și vă mulțumesc pentru atenție. Da, și noi vă mulțumim. Dacă sunt întrebări, dacă dorești cineva să adreseze întrebări la raportor. Da, domnul... Deci, mai departe, deci cuvânt se oferă... Eu aș adresa o întrebare. Vreau să vă întreb dacă este analizat și aspectul dacă preparatele date sunt prietenoase cu mediul. Preparatele date sunt prietenoase, fiindcă biocarbonat de sodiu, asta e cum în popor soda de mâncare care o folosim noi. Și e foarte prietenos, puțin mai greu de lucrat, ea face o spumă mai mult, adică când amesti cu apa, dar la folosirea acestor fungicide s-au amestecat foarte bine cu insecticidele. La dăunători e mai greu de lucrat ecologic. La viermele prunului se poate lucra cu căpcăi feromonice, unde este un avantaj, iar la vespea semințelor de prun, acolo este mai greu, nu putem să, fără insecticide, fără chimie, nu putem să lucrăm ca să obținem o recoltă ecologică. Dar în rest, preparatele Funecol pe bază de cupru și Carbecol pe biocarbonat de sodiu se primește un rezultat extraordinar de bun și ca eficiență economică și ca rezultat împotriva bolilor, la dăunători mai greu. Bine, mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu mai sunt întrebări, trecem la următorul raport. Deci doamna Ciubotaru Ana Maria, doctor profesor, Colegiul Tehnic Gheorghe Balș din Adjud, cu tema raportului defrișarea și rata de epuizare a pădurilor din județul Suceava. Bună ziua! Bună ziua! Imediat să... Se observă? E în regulă? Da, tot este în regulă, se vede bine și se aude. Da? Ok. Lucrarea pe care o să prezint astăzi se referă la defrișarea și rata de epuizare a pădurilor în județul Suceava, tocmai ținând cont de faptul că pădurile reprezintă un element cheie al mediului și problema principală a acestora e dată de defrișare și impactul acesteia asupra suprafețelor împădurite. Am pornit de la faptul că defrișarea
prezintă 5 tipuri de impact. Un impact hidrologic asupra tot ce înseamnă resurse de apă, un impact climatic, ținând cont fie de strict zona județului Suceava, dar și tot ce înseamnă temperatură și precipitații la nivelul regiunii și la nivelul țării, un impact asupra serviciilor ecosistemice, adică un impact ecologic, ținând cont de legătura pădurilor cu toate componentele mediului, și cel geomorfologic, care afectează foarte mult, foarte mult regiunile împădurite, regiunile defrișate, regiunile despădurite, coroborat cu impactul socioeconomic asupra căilor de acces și o să vedem și ulterior asupra serviciilor turistice oferite în anumite zone. Județul Suceava este situat în partea de nord-est, da, în regiunea de dezvoltare nord-est. Este unul dintre cele mai împădurite resurse județe din țară. Este primul loc, are primul loc în țară cu 7% din toată suprafața județului și 48% din suprafața țării, în special cu specii de conifere, păduri de amestec și păduri de foioase pe zona carpatică, zona grupei nordice a Carpaților Orientali. În analiza de față am folosit imagini satelitare furnizate de către Global Forest Change, da? Universitatea din Maryland, din Statele Unite ale Americii. Am folosit o analiză GIS, ArcGIS 7 și resursa open source QGIS. Ulterior am trecut la reproiectarea imaginilor în proiecția Stereo 70 pentru a fi la nivelul României și la analiza imaginilor în puncte pe clase, ținând cont de perioada analizată 2000-2022. Fiecare suprafață calculată am aplicat intersecția punctelor pe clase pentru fiecare poligon de la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Suceava. Partea marcată cu negru reprezintă de fapt suprafața ocupată de pădure. Observăm că dominant este zona montană, zona carpatică și mai puțin pentru partea de est a județului, fiind doar anumite liziere și anumite suprafețe ocupate de pădure. Rezultatele țin cont de o anumită distribuție a defrișărilor la nivelul județului pentru perioada dată, astfel că în cazul acestui box plot, în care sunt prezentate în partea orizontală toate unitățile administrativ-teritoriale, se pot identifica câțiva outliers, punctele acestea care sunt în afara box ploturilor, și acestea reprezintă unitățile administrativ-teritoriale, localitățile care au înregistrat cea mai mare rată a defrișării, și anume Cârlibaba, observăm că are valoarea cea mai mare și una dintre cele mai defrișate localități, se confruntă cu cea mai mare rată de defrișare, undeva pe la 4.500-5.000 de hectare defrișate, dar de asemenea are și o rată foarte mare de împădurire. O altă localitate, tot la fel cu o rată destul de mare a defrișării, este Pojorâta, tot pentru zona carpatică, la care se adaugă fundul Moldovei. Observăm că valorile sunt ridicate. Și Brodina, o localitate care se confruntă cu defrișări ridicate, dar cu rate mai mici de împădurire. La polul opus, boxploturile care au valorile aproape de zero, valori foarte mici, sunt tot ce înseamnă unități administrativ-teritoriale urbane, și anume tot ce înseamnă municipii, da? Suceava, Rădăuți, Vicovul de Sus, chiar dacă este situat în zona carpatică, acesta nu se confruntă cu rate de defrișare ridicate, fapt ce prezintă un management
mai bun al resurselor forestiere. Și pentru că tot am adus în discuție defrișarea, să vedem care e situația la nivelul suprafețelor de pădure. Faptul că, după cum am precizat anterior, dominant se observă suprafețe foarte mari pentru zona carpatică și zona opcinelor, suprafețe foarte mari în intervalul marcat cu verde închis pentru Cârlibaba și Moldovița și localitățile montane. Pe de altă parte, la nivelul defrișărilor, într-o paralelă între cele două hărți a unităților administrative teritoriale, e o corelație destul de mare între unitățile situate în zona montană și, am zis mai devreme, specificitatea pădurilor, pădurile de conifere în special, care prezintă și o legătură foarte mare cu activitățile economice, cele de exploatare și de prelucrare a resurselor forestiere. Am realizat și o analiză mult mai concludentă a suprafețelor defrișate, a defrișerii anuale pentru perioada 2000-2022 și observăm faptul că se disting câteva perioade cu defrișeri foarte mari, și anume 2000-2001-2007, observăm că este valoarea cea mai mare, aproape de 10.000 de hectare. Și de asemenea se mai întâlnește în 2012, acestea fiind coroborate de asemenea și cu tot ce a însemnat valorile comunelor Cârlibaba, Moldovița, Poiana, Stampei, Broșteni, localități carpatice care au defrișări semnificative. Aici putem să observăm o ierarhie a defrișărilor la nivelul județelor. După cum am precizat, faptul că Cârlibaba este comuna cu cea mai mare rată a defrișării, aproape de 5.000 de hectare defrișate, dar și o rată destul de mare a împăduririi, fapt că, pe lângă faptul că se defrișează, se ține cont totuși de regenerarea și sustenabilitatea pădurii pe termen lung. Ținând cont de defrișare și de împădurire, am putut să facem o analiză asupra unei rate de epuizare a pădurilor pentru următoarea perioadă. Și astfel că am făcut o analiză și a rezultat o rată de epuizare a pădurilor pe care am împărțit-o pe 4 intervale. O rată de epuizare rapidă pentru comunele care au și rata foarte mare a defrișării: Cârlibaba, Izvorul Sucevei, Ciocănești, Acobeni, Broșteni, localități predominant cu pădurea de conifere, câteva localități în zona de podiș, care au defrișări punctuale doar în anumite perioade. În cazul acestei rate de epuizare am ținut cont de suprafața ocupată de pădure, defrișarea rezultată, dar și acțiunile de împădurire, cele de regenerare. Și am putut observa faptul că există o tendință destul de clară de epuizare a suprafeței ocupate de pădure pentru zonele cu defrișări destul de rapide, dar și anumite situații în care nu se prezintă o rată de epuizare destul de rapidă și o epuizare lentă în aproximativ 1000 de ani. Făcând legătura cu impactul pădurilor, am putea ține cont de faptul că tot ce înseamnă exploatarea pădurilor, prelucrarea lemnului pentru activitățile economice prezente în Poiana Negre, aproape de Patra Tornei, dar și potențialul turistic important, semnificativ oferit de zonele montane, e vorba de munții Suhard, tot în apropiere de Patra Tornei, o stațiune turistică de altfel, dar și o fragmentare a pădurii pentru zona munților Bistriței, în partea de sud a județului, fapt ce conduce la o fragmentare continuă a peisajului. Avem câteva puncte semnificative.
faptul că în Suceava continuă, e o defrișare care a ajuns undeva pe la 46.000 de hectare, adică 11% din suprafața ocupată de pădure, și însemnând 5% din suprafața totală a acestuia. Există și un grad ridicat de împădurire și o masă lemnoasă a pădurilor de conifere și de amestec pentru zona carpatică, și împădurile ocupă un procent destul de mic, 1,96%, 2%, probabil că ar trebui să continue și să continuăm procente mai mari. Știm faptul că pădurile sunt cele care contribuie foarte mult la echilibrul mediului și defrișarea este elementul principal pentru dezechilibre la nivelul ecosistemelor forestiere, cu impact pe toate cele 5 paliere pe care am discutat și mai devreme, ecologic, climatic, hidrologic și afectarea comunităților locale. Mulțumesc frumos! Da, și noi vă mulțumim pentru prezentare. Clar că fiecare dintre noi ne-am fi dorit să auzim rapoarte cu tematica amăririi suprafeții împădurite, dar din păcate, da, este o problemă atât pentru Republica Moldova, cât și pentru România. Da, dacă sunt întrebări, dacă dorește cineva să adreseze întrebări, vă rugăm. Nu sunt, da? Dacă nu sunt întrebări, da, vă mulțumim. Mulțumesc frumos! Agenda secției noastre este epuizată. Dacă dorește cineva să se expună, vă rog, vă oferim microfonul. Da, vă rog, decan. Da, bună ziua încă o dată, stimați participanți la conferința noastră. Vreau să vă aduc pe final de sesiune de astăzi sincere mulțumiri pentru implicarea dumneavoastră și participarea și prezentarea celor rezultate relevante a studiilor efectuate pe diverse tematici destul de interesante. Vă aducem mulțumiri și vă așteptăm cu drag și la alte evenimente care vor fi organizate în cadrul Universității și Facultății Biologie și Chimie, dar în primul rând vă invităm pentru ca să participați și mâine dumneavoastră, să deci vedeți care sunt acele rezultate ale elevilor prezentate, deci care au fost obținute de către ei, fiind ghidați de către profesori, Deci în acest context vă așteptăm și mâine, începând cu orele 10, să participați la a doua zi a conferinței noastre, unde va fi derulat deci concursul internațional Tânărul Cercetător. Și dacă aveți careva doleanțe, vă rog să spuneți pentru, eu știu, o îmbunătățire pentru viitoarea ediție a conferinței noastre. Da, vă mulțumim, vă mulțumim mult. Dacă dorește cineva să se expună, da, în chat observăm mai multe mesaje de mulțumire, vă mulțumim. Totodată aș dori să concretizez că certificatele vor fi transmise pe parcursul săptămânii viitoare. În decurs de 2-3 săptămâni va apărea și volumul conferinței de astăzi, cel de asemenea va fi transmis pe acea adresă electronică pe care dumneavoastră v-ați înregistrat. Vă mulțumim tuturor pentru prezență. Și noi vă mulțumim. O zi bună continuare. Mulțumim. Da, numai bine. La revedere. La revedere. Numai bine, să ne revedem curând. Da, mulțumim. 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 Sănătate și mai bine. Mulțumim că ați fost alături de noi.
Mulțumim, o zi bună în continuare. La sănătate. Da, numai bine. La revedere. Mulțumim. La revedere. Domnul Medaluc, închideți înregistrarea. Da, spatele cum de închis. Da. Așa. Opresc înregistrarea. Da.